Stimați membri ai Adunării Generale, distinși academicieni, profesori, doctori, onorată asistență, potrivit codului cu privire la știință și inovare, la data de 29 aprilie curent, când a fost aprobat hotărârea Prezidiului Academiei Științe cu privire la convocarea sesiunii a 8-a Adunării Generale a Academiei Științe a Moldovei, noi aveam Adunarea Generală era constituită din 107 membri, dintre care membri titulari, care astăzi numără 40 de academicieni, membri corespondenți ai Academiei Științe, număr de 23 și 44 de doctori habilitați și doctori desemnați în calitate de membri ai secțiilor de știință. De la sesiunea a 7-a ne-a părăsit academicianul Harlampie Corbu, în memoria reputatului savan, precum și a membrilor Adunării Generale care au plecat la cele veșnice, vă rugăm să păstrăm un minut de reculegere, distins auditoriu. Personalul scriptic aprobat în ședința Prezidiului din 12 mai 2021 include 94 de membri. Lipsesc din diverse motive, stabiliți peste hotare 4 persoane, academicianul Bersuchel, academicianul Iondruță, membru corespondent Fierblat, academicianul Alexei Simașchevici, membru corespondent Ion Hadârcă, dumnealui m-a telefonat, este în țară, așa că le includem în personalul scriptic. Concediu medical, 5 persoane, membru corespondent Vasile Babuc, membru corespondent Nicolae Balaur, membru corespondent Ion Cărțimaru, academician Gheorghe Palade, academician Ion Abade, doctor habilitat Boris Boincean, se află la o susținere de teză. Deplasare, 2 persoane, academicianul Serafim Andrieș, membru corespondent Sergi Certan. În cazul în care cineva din cei menționați este în mediul online, vă rog să ne informați. În total, conform datelor de înregistrare online la ședința de astăzi, sunt prezenți 64 de membri ai Adunării Generale și avem în sală 26. În sală 1, 2, 3, 4, 5, 6 membri. 64 plus 6, 70. Ceea ce constituie peste 2/3 din personalul scriptic al membrilor Adunării Generale. Pe parcurs, cred că se vor mai înregistra. Propun să aprobăm prin vot deschis lista personalului scriptic al Adunării Generale. Cine este... Academicianul Balade este prezent. Vreau să rămân. Ce spuneți? Academicianul Balade este prezent. A, vă mulțumim, domnule academician. Înseamnă că 71. 71, vă mulțumim. Da. Luând în considerare desfășurarea ședinței informată online pentru facilitarea numărării voturilor, vă rugăm să aprobăm modalitatea deja verificată la adunările generale anterioare. Votează în primul rând cei care sunt împotrivă, apoi care s-au obținut, pentru ca în final să avem numărul celor care au ales opțiunea pro. Cine este împotrivă? 0. S-a obținut 0. Cu majoritate de voturi, lista personalului scriptic al Adunării Generale a fost aprobată. Vă rog să onorăm imnurile Republicii Moldova și Academiei de Științe.
mulțumesc. Distins auditoriu, deja al doilea an activitatea Academiei Științe a trecut în mediul online și de data aceasta situația pandemică nu ne permite să fim cu toții în sala Azurie pentru a face anumite totaluri, a discuta asupra problemelor stringente. Sesiunea 8-a Adunării Generale a Academiei Științe se desfășoară și ea în regim online. La lucrările Adunării Generale ne onorează cu prezența Consilierul Președintelui Republicii Moldova, doamna Liliana Nicolaescu-Lobovei. Salutăm prezența Președintelui Consiliului Directorului Institutului Cercetare, membru corespondent Alexandru Stratan, Președintelui Consiliului Directorului Academician Grigore Bilostesnic, Președintelui Comisiei de Etică al Academiei Științe, Academician Mihai Cimpoi, Directorul General al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, doamnei doctor habilitat Olga Tagadiuc, Președintele Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare, doctor Andrei Piciuc, al Directorul General al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, doctor domnul Viorel Justin. Cuvânt de salut, estimați colegi. Deci, am discutat azi dimineață, trebuia să participe și doamna ministru Pogolșa, în ultimul clip a spus că nu va participa și am avut o adresare din partea Consilierului Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației și cercetării, doamnei Liliana Nicolaescu-Onoprei, care peste vreo 10 minute trebuie să participe în cadrul unei ședințe la președinție și a rugat, dacă este posibil, să vină cu un cuvânt de salut înainte ca noi să procedem la realizarea agendei. De acord? Sunteți de acord? Da, vă mulțumesc mult. Doamna Onofrei, noi vă rugăm, doamna Nicolaescu Onofrei, vă rugăm mult. Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt onorată să fiu astăzi aici și din mai multe puncte de vedere pentru mine este un moment emoțional. Nu am mai participat anterior la forumurile dumneavoastră, dar partea de emoție este legată și de respectul pe care îl comportă instituția pe care dumneavoastră cu toții o reprezentați. Partea de emoție ține și de perioada mea de studenție, pentru că pe vremuri l-am avut pe domnul Bilețchi în calitate de președinte al Comisiei de Examen. A fost doamna Constantinovici, una din persoanele recenziilor cărora i-am datorat o teză de licență de care nu mi-e rușine. Deci am emoții și personale din acest punct de vedere, mai puțin subiacente funcției pe care o reprezint. Permiteți-mi să transmit în primul rând respectele noastre ale tuturor colegilor din aparatul Președintelui Republicii Moldova pentru dumneavoastră, iar în persoana dumneavoastră celor prezenți astăzi aici și întregii comunități academice pentru activitatea pe care o desfășurați dumneavoastră zi de zi în condiții destul de complexe și uneori chiar dificile. Un cuvânt de salut și respect vă transmit și din partea doamnei președinte Maia Sandu. Este o zi foarte plină astăzi la președinție, dar și cred că în context sociopolitic și istoric în țara noastră se întâmplă mai multe lucruri. Aș vrea să îmi exprim aprecierea pentru efortul pe care dumneavoastră l-ați depus pentru a realiza obiectul discuției de astăzi și anume raportul asupra stării științei. Cred că sunt, îmi pare rău că doamna ministru Pogoșa nu a reușit să vină, dar evident vă dați seama că dumneei de asemenea este foarte și foarte prinsă. Sper să fie colegii de la Ministerul Educației aici. Dumnealor cunosc că noi discutam de foarte mult timp că un asemenea raport este foarte important și pentru starea educației în Republica Moldova și sper cu timpul să ajungem să-l avem și acel raport. Ziceam că aș dori să apreciez în mod special acest efort pe care dumneavoastră l-ați depus pentru că pe lângă
accentul pe principalele rezultate științifice și inovaționale pe care am văzut că îl faceți în raport, pe calitatea cercetărilor, pe impactul și implementarea rezultatelor care au fost obținute în cadrul activității de cercetare. Acest raport mai reprezintă și o analiză a politicilor elaborate, ori eu vin mai degrabă din acest domeniu, grație experienței de viață și activitate pe care am avut-o. Și cred că această analiză a politicilor elaborate pentru domeniul cercetării și inovării și modul în care acestea sunt implementate la nivel național este de asemenea foarte importantă, la fel ca și rezultatele asupra cărora dumneavoastră vă veți axa. Ne dăm, bineînțeles, seama că suntem cu toții într-un context al schimbării și nu aș vrea să folosesc clișee, dar este foarte clar că performanța oricărei țări și performanța țării noastre, de asemenea, va depinde foarte mult de modul în care vom reuși noi să ne adaptăm la aceste provocări, să devenim rezilienți și să obținem succese. Ori dacă vorbim despre performanță și de adaptare la provocări, cred că dumneavoastră îmi veți da dreptate că avem nevoie de cercetare și inovare performantă. Și pentru aceasta cred că aș vrea să subliniez faptul că trebuie să creăm, dar toți împreună, și încă o dată vreau să subliniez, toți împreună, trebuie să creăm condițiile necesare pentru performanță, deci inclusiv pentru cercetare și inovare performantă, ori cred că aceste condiții țin nu numai de cadrul legal și de implementare, nu numai de finanțare adecvată a domeniului, ci și de foarte multă grijă, și nu doar pentru că suntem într-o situație socioeconomică în care suntem, dar de principiu, de foarte multă grijă pentru corectitudinea cheltuirii banului public și, bineînțeles, cheltuirea acestui ban, și nu doar în domeniul cercetării și inovării, dar peste tot, în baza performanțelor reale și a contribuției la ceea ce înseamnă rezolvarea întregului complex de provocări, de probleme cu care ne confruntăm noi ca societate. Îmi dau seama că și dumneavoastră sunteți foarte conștienți de faptul că așteptările societății sunt foarte mari. Și întotdeauna, atunci când este vorba despre așteptări, asta am auzit. Aveți așteptări față de noi, deci în orice domeniu. Atunci trebuie să și finanțați un domeniu sau alt. Dar cred că este bine ca, într-adevăr, să punem accentul, așa cum ziceți și dumneavoastră în raport, și pe calitate. Aș vrea să spun că am un anumit regret că nu am reușit să văd raportul cu mult, mult timp înainte pentru ca să pătrund mai bine în esență. Mă bucur că l-am văzut cel puțin cu puțin timp înainte. Și așa face situația că astăzi, într-adevăr, este o zi plină. Da, aș vrea să zic că eu sper că dumneavoastră veți avea o discuție axată pe niște lucruri care să ne ajute pe toți împreună să ajungem la rezultate, dar să ajungem la rezultate printr-un proces care de asemenea să fie unul de calitate. Aici am vrea încă o dată să mă refer la partea de analiza politicilor elaborate. Dumneavoastră cunoașteți probabil că ceva vreme în urmă am insistat ca un proiect prezentat de președinția anterior să fie, de fapt, retras, dar în scopul exercitării unei analize mult mai complexe. Și mă bucur și vreau să apreciez eforturile mai multor colegi, care, unii dintre care sunt prezenți astăzi aici, și din comunitatea academică, reprezentanții ai institutelor de cercetare, dar și colegii din Ministerul Educației, colegii din Comisia de Profil. Vreau să apreciez eforturile dumneavoastră pentru implicarea în procesul de evaluare ex post impact a codului cu privire la știință și inovare.
Avusesem o discuție foarte bună ceva vreme înainte, împreună cu colegii de la Academie, cu domnul președinte, cu domnul Cimpoi și cu domnul Stratan, împreună cu doamna președintă Sandu, și am discutat despre faptul că este foarte important să abordăm lucrurile în complex. Deci nu numai documentele de legislative, dar și documentele de reglementare necesare. Și aici, iarăși, e de apreciat, bineînțeles, efortul Ministerului Educației, pentru că mai multe metodologii și elemente care țin de documentele de reglementare subiacentă au fost elaborate sau sunt în proces de lucru. Deci eu sper că acest proces de evaluare ex post impact a codului va continua, deși acum este cumva suspendat, dar ieșim noi cumva și din acest context sociopolitic și lucrurile vor începe să meargă. Și cred că se va lucra, am văzut materialele prin bunăvoința colegilor de la Minister și din Comisia de Profil a Parlamentului și îmi exprim speranța că mai departe, împreună, vom putea să ne mobilizăm și, nu în ultimul rând, și dumneavoastră, Academia, ne veți mobiliza pe noi ceilalți din comunitate ca să putem lucra împreună și pentru ca să avem niște documente cu sugestii, cu elemente care pot să îmbunătățească aspecte importante pentru promovarea cercetării și inovării. Adică vreau foarte mult să sper că nu vom mai avea situația în care în Parlament să vină documente pe care sunt rezerve mari, pe care sunt rezerve și din partea Centrului Național Anticorupție și totuși să fie promovate. Deci eu sper că prin efort comun, toți împreună, vom reuși să îmbunătățim acest proces și aceste documente de reglementare. Aș vrea să mai zic, înainte de a lua rămas bun și de a vă ura dumneavoastră succes în această discuție, dar și în speranța că ne revedem cumva în săptămâna științei care vine de grabă, aș vrea să vă mai împărtășesc un element personal de viziune pentru educația, pentru învățământul general. Nu aș vrea să discutăm acum, fiindcă nu este obiectul discuției, cum anume poate știința să vină în educație și să îmbunătățească foarte mult ceea ce înseamnă avantajul acestei combinații pentru cel ce învață, pentru student sau pentru elev. Dar sper foarte mult că vom reuși să avem elemente de proiecte și de programe care să aducă cercetarea și inovarea ca și element de competență al elevului. O bună colegă de-a mea cândva a susținut o minunată teză de doctorat care se baza, sau subiectul căreia era dezvoltarea. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră, cei care fac știință fundamentală, uneori au rezerve față de cercetarea în pedagogie sau în științele socio-umane și aici uneori competiția și concurența este foarte interesantă, dar teza respectivă se referea la competențele de cercetare ale elevilor și în baza acestei teze a fost dezvoltat și un curs pentru elevii de liceu. Eu sper foarte mult că vom ajunge nu să avem un curs special pentru elevii de liceu, pentru dezvoltarea competențelor de cercetare și inovare, așa cum avem acum, dar să avem aceste competențe integrate la predarea disciplinelor, pentru că ele toate comportă opțiuni și posibilități pentru aceasta. Și aici văd foarte mult spațiu pentru colaborare și chiar rolul dumneavoastră ca cei care nu doar promovează cercetarea și inovarea, dar chiar o și fac. Cu regret, sunt nevoită să mă opresc aici și vreau să-mi cer scuze pentru că nu pot să particip la discuție. Acei dintre dumneavoastră cu care am colaborat încă din tinerețe și care mă cunosc sau care m-au cunoscut și în calitate de ministru, știu că nu este în stilul meu să fiu numai un oferitor de cuvânt de salut și după asta să plec, dar așa se întâmplă să fie ziua astăzi. Sper foarte mult că veți avea o discuție plină și cu multe idei care să poată servi pentru un nou plan strategic de activitate a Academiei, dar și al comunității academice în general. Și, evident, sper să ne revedem și în alte contexte și pentru mai mult. Vă mulțumesc frumos pentru această oportunitate. Stimate doamne consilier prezidențial, și noi vă mulțumim mult pentru
cuvintele de încurajare și pentru susținere și sper să avem o colaborare bună, să creăm condiții pentru ca cercetarea științifică să se dezvolte în Republica Moldova cu succes. Desigur că noi susținem și vom contribui și la dezvoltarea educației prin cercetare. O zi bună, sănătate, la revedere! Dacă reușiți să reveniți, da, o să fiu, da, vă rugăm. La revedere! Vă propun spre aprobare ordine de zi a adunării generale, care are pe agenda audierea raportului asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2020, elaborată în conformitate cu prevederile codului privind la știință și inovare, precum și raportul de activitate al Academiei de Știință a Moldovei în anul 2020. Dacă nu sunt obiecții, propun să aprobăm ordinea de zi enunțată. 1. Cu privire la raportul asupra stării științei în Republica Moldova, în anul 2020, raportor Academician Ion Tighineanu, președinte HMR. 2. Cu privire la raportul de activitate a Academiei de Știință a Moldovei în anul 2020, raportor doctor habilitat Liliana Kondratikova, secretar științific al Academiei de Știință. Votăm ca de obicei. Cine este împotriva ordinii de zi? Nu sunt. S-au obținut? Nu sunt. Unanim? Pentru. Vă mulțumesc. Acum urmează să aprobăm regulamentul de lucru. Pentru prezentarea raportului asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2020, propun să acordăm până la 35 de minute. Iar pentru raportul de activitate al Academiei Știința Moldovei în anul 2020, până la 20 de minute. Luări de cuvânt până la 5 minute. Ce părere au membrii adunării generale privind regulamentul? Susținem. Susținem. Obiecții nu sunt. Cine este împotrivă? Nu sunt. S-au obținut? Abținut? Nu sunt. Unanim? Se susține. Vă mulțumesc. Este necesar să stabilim modalitatea de înregistrare pentru luări de cuvânt în cadrul sesiunii de azi. Vă informăm că pentru a vă înregistra lista vorbitorilor în procesul dezbaterii al celor două rapoarte, vă rugăm să contactați secretarii științifici ai secțiilor și secretarul științific general prin e-mail sau telefon. Numărul telefonelor și adresa e-mail le-ați primit prin poștă electronică. Vă mulțumesc! Onorați membri ai Academiei Știință, aveți distribuite două proiecte de hotărâri ale adunării generale din 14 mai, care vă rugăm să luați cunoștință. Se propune formarea unei comisii de redactare a proiectelor de hotărâri în următoarea componență. Deci avem un academician, un membru corespondent și un doctor habilitat, deci academicianul Mihai Cimpoi, membru corespondent Alexandru Stratan, doctor habilitat Olga Tagadiuc. Toți sunt în sală, deci e bine să fie domnii în comisie. Și fiecare secție mai este reprezentată de vicepreședinte, adjunctul vicepreședintului sau secretarul științific, adică 4, academician Boris Găină, 5, doctor habilitat Vyacheslav Ursache, 6, doctor Natalia Rocco. Solicit opinia dumneavoastră. Cine este împotrivă? Nu sunt. S-a abținut? Unanim pro. Vă mulțumesc. Propun comisiei să se întrunească pentru a redacta proiectele de hotărâri. Vă mulțumesc. Distinși membri ai adunării generale, permiteți-mi să ofer cuvântul președintelui Academiei de Științe Academicianului Ion Tighineanu pentru a prezenta primul raport, raportul asupra stării de Republica Moldova în anul 2020. Onorată asistență, mă voi opri asupra raportului
ține de starea științei în Republica Moldova în anul 2020. În conformitate cu codul cu privire la știință și inovare și statutul Academiei de Știință aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Academiei Știință din 24 ianuarie 2019, HM, în calitate de consultant strategic al Guvernului, elaborează raportul asupra stării științei. Vă atrag atenție că acesta este al treilea raport pregătit de Academia de Științe a Moldovei. Rapoartele cu recomandările HM privind domeniile cercetării și inovării sunt transmise Guvernului, Parlamentului, Președinției Republicii Moldova și sinteza este plasată pe site-ul Academiei de Știință. Scopul elaborării raportului este analiza situației reale și astăzi vom face această analiză, reflectarea politicilor elaborate și modul lor de implementare, identificarea problemelor care se confruntă știința, comunitatea științifică, formularea recomandărilor și soluțiilor constructive. Surse sunt rapoartele ANCD, BNS, ANACEC, MEC, bazele de date, IDSI, IBM, cele internaționale, Scopus, Web of Science, Webometrics, audierile publice care au loc în cadrul Academiei de Știință a Moldovei și vedeți aici link-uri la diferite portaluri internaționale. Deci ne vom opri cu scopul analizei situației asupra politicilor elaborate și modul lor de implementare, potențialul științific, tineri în cercetare, nivelul de finanțare a științei și infrastructura, principalele rezultate, integrarea în spațiul internațional de cercetare. Politicile sunt elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cele mai importante documente aprobate sau elaborate în anul 2020, repet, cele mai importante. Este aprobată metodologia de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării, hotărârea Guvernului 53-2020. Este aprobată hotărârea Guvernului 832 din 18-19-2020 pentru modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Guvernului 381-219 cu privire la aprobarea programului național în domeniul cercetării și inovării și a planului de acțiune privind implementarea acesteia, prin care a fost anulată descreșterea graduală a cotei finanțării instituționale. Elaborat și supus consultărilor publice, proiect pentru modificarea hotărârii Guvernului 382-2019, metodologia finanțării proiectelor cercetare. Elaborat și supus consultărilor publice, proiectul hotărârii Guvernului metodologie de evaluare a organizației drept public din domeniul cercetării și inovării. Deci, să ne amintim de programul de stat, realizarea proiectelor a început în 2020, câștigătoare 167 din 249. Noi deja am vorbit de carențe și faptul că a generat 108 contestări care au fost respinse în bloc, și consecințele au fost pierderi de personal, dispariția unor direcții cercetare, lipsa de finanțare pentru anumite școli științifice cu recunoaștere internațională. Deci noi am primit multe scrisori și din afara țării în susținerea echipelor de cercetare cu vizibilitate internațională care nu au reușit să primească finanțarea. Sunt aspecte care ale codului care noi trebuie să le discutăm, fiindcă noi am întâlnit bariere din cauza unor articole și, exemplu, articolul 99.3 din Codul cu privire la știință și inovare prevede ocuparea prin concurs a funcțiilor științifice în organizații din domeniul cercetării și inovării. Pe de altă parte, la depunerea formularilor de proiect pentru participare la concursul programe de stat, precum și la alte concursuri, este necesar de indicat nominal echipa proiectului, prezentând date de fiecare cercetător în parte. Astfel, un proiect este câștigat de către o echipă de cercetători deja stabilită în momentul depunerii cererii de participare la concurs. Organizații din domeniul cercetării și inovării urmând să încheie contracte de muncă cu persoanele respective. Evident, în astfel de condiții, nu poate fi organizat separat un concurs pentru ocuparea funcțiilor de cercetător, așa cum prevede articolul 99.3.
Astfel putem conchide imposibilitatea aplicării prevederilor codului până când prin lege nu va fi stabilită finanțarea cheltuielilor de personal a unui număr limitat de cercetători științifici care asigură continuitatea misiunii și dezvoltarea potențialului științific al Institutului. Este vorba, desigur, de acel nucleu despre care am vorbit de multe, multe ori. Problemele identificate, ele sunt multe. Iată, despre articolul 99 deja am vorbit. Și impactul politicilor aprobate și implementate. Deci, noi avem astăzi, adică în decembrie 2019, am avut în 18 institute de cercetare subordonate MEC, 1987 unități, cercetători 1103, prin cumul 185, total cercetători 1288. În decembrie 2020, deci angajați 1614, cercetători 858, cumul 145, total cercetători 1004. Deci au luat diferența și au găsit că am pierdut la trecerea din 2019 în 2020 373 de angajați, deci 245 unități și prin comun 39. Aici s-a estimat cam câte institute ar. Conform datelor oferite de institutele de cercetare subordonate MEC, din aceste organizații în anul 2020 au plecat 213 persoane. Sunt încadrate pe norme incomplete 468 de persoane, inclusiv 154 de persoane pe 0,25 normă, 236 de persoane pe 0,55 normă, 78 de persoane pe 0,75 normă. Deci, interesant că integral în domeniul cercetării, noi astăzi avem 28,85, spunem 29% angajați pe o unitate întreagă. În institute de cercetare avem 38% angajați pe o unitate întreagă, tot apare întrebări. 62% înseamnă că pe 0,5 sau 0,25. Și în institute de învățământ superior 14,30. Cercetători științifici, în 2015 am avut în total 3.222, la universități 883, în total în 2020 2.871 cercetători, dintre care la universități 1.815. Iarăși o informație destul de interesantă, deci Institutul de Cercetări Juridice Politice Sociologice, doamna a realizat o investigație și vă prezint datele aprecierii reformei de către cercetători. Deci în 2020, 45% consideră că reforma este în detrimentul cercetării și a personalului științific, 30% că reforma este făcută în grabă, cu multe lacune. În 2010, o investigație similară, vedeți aici, direcția este bună, 61%. Adică este o informație care trebuie să medităm și să vedem cum totuși ieșim din această situație. Atitudinea statului față de cercetare. În 2020, 58,30% consideră că situația s-a înrăutățit. Și în 2010, vedeți, 26% considerau că s-a înrăutățit. 42% a rămas la fel. În opinia cercetătorilor, următoarele măsuri trebuie să fie luate pentru ameliorarea situației existente în domeniu. Deci finanțare satisfăcătoare a domeniului cercetării și inovării, 83,75%. Motivare financiară și non-financiară a personalului științific,
4,50%. Schimbarea atitudinii statului față de domenii sociale și inovării, 78,50%. Constatări, propuneri și recomandări. A fost necesară respectarea consecutivității logice și legale în promovarea documentelor. 1. Elaborarea, aprobarea metodologiei de evaluare a organizației din domeniul cercetării și inovării și aplicarea acesteia. La toate întrevederile care le-am avut cu prim-ministri și cu președintele țării, menționa că trebuie de organizat o evaluare și pe urmă luăm decizii. Evaluare, metodologia nici până astăzi nu este aprobată. 2. Elaborarea și aprobarea metodologiei finanțării instituționale. 3. Elaborarea și aprobarea metodologiei de finanțare a proiectului din domeniul cercetării și inovării și inițierea concursului propunerii de proiecte din cadrul programului de stat. Ordinea reală implementată în ultimii 2 ani a fost invers. Prin actele normative în vigoare este instituită de facto doar o singură formă de finanțare. Finanțarea prin proiecte de cercetare și inovare, complementată cu o finanțare instituțională la cerere a câștigătorilor concursului de proiecte în domeniul cercetării și inovării. Pentru a readuce la lucruri la normalitate, este necesar să conștientizăm că scopul finanțării instituționale rezidă nu doar în asigurarea consolidării instituționale, îmbunătățirea infrastructurii publice din domeniul cercetării și inovării, și, în primul rând, în finanțarea cheltuielilor de personal a unui număr limitat de cercetători științifici care asigură continuitatea misiunii și dezvoltarea potențialului științific al instituției, așa numită finanțare nucleu. A fost realizată parțial metodologia cu privire la stoparea descreșterii graduale a finanțării instituționale prin hotărârea de guvern numărul 32 din 18-11-2020, raportul finanțare competitivă, finanțare instituțională, fiind stabilit 60% versus 40%. Această decizie a fost luată la insistența Academiei de Științe a Moldovei. De fapt, noi am solicitat ca finanțarea instituțională cu timpul nu să descrească cum era în documente, dar să crească. Oricum, s-a ajuns la o decizie care, la moment, totuși menține cât de cât comunitatea. 60 versus 40. Propunerile Academiei Științe a Moldovei cu privire la modificarea metodologiei finanțare a proiectului în domeniul cercetării și inovării, formulate de către Adunarea Generală HME pe 30.06.2020, în mare parte au fost luate în considerare la elaborarea proiectului hotărârii de guvern cu privire la modificarea acestei metodologii, propus pentru consultări publice în perioada 8-16 aprilie 2021. În particular se prevede extinderea nomenclatorului tipurilor de proiecte, inclusiv proiecte pentru tineri cercetători, ameliorarea procesului de expertizare, 2 experți din domeniu, implicarea celui de-al treilea expert doar la un decalaj mare de punctaj, constituirea panelului de experți pentru stabilirea punctajului final. Eu vreau să aduc mulțumiri celor care până la urmă au înțeles că trebuie să facem pași similari ca în Europa. Și să nu creăm situații ca la finele anului 2019, când multe echipe pur și simplu au rămas nedumerite de acea evaluare a proiectelor. Nu au fost realizate propunerile care se refereau la modificarea codului cu privire la știință și inovare a Republicii Moldova, proiectul de lege fiind retras în martie 2021. Și eu aduc mulțumiri doamnei consilier prezidențial, care a atras atenția la faptul că, de fapt, a fost o acțiune pentru a face o analiză la toate documentele, și la cod, și la actele normative, și ideea este de a face o ordine la pachet, și asta noi insistăm,
la această acțiune pentru a reveni la normalitate. În codul cu privire la știință și inovare și actele normative complementare, există mai multe neconcordanțe și erori de legiste. Exemplu, articolul 28, alineatul 2 din codul cu privire la știință și inovare, prevede că finalitatea evaluării organizațiilor din domeniul cercetării și inovării este clasificarea acestora pe nivelul de capacitate, care determină accesul diferențiat la finanțare conform metodologiei de finanțare a proiectelor în domeniul cercetării și inovării, aprobate de guvern. Considerăm că este eronată ideea de a diferenția accesul la finanțarea proiectelor din domeniul cercetării și inovării în funcție de nivelul de capacitate, deoarece concursul proiectelor presupune competiția liberă a tuturor entităților care respectă condițiile prevăzute în apel. Poziția Academiei de Știință a Moldovei. Modificările la Codul privind la Știință și Inovare a Republicii Moldova și actele normative care au fost aprobate sau sunt în curs de discuție să fie examinate într-un bloc comun în scopul lichidării neconcordanțelor între aceste acte juridice, creierii unei stabilități în domeniul cercetării și inovării, stoparea pierderilor de personal științific calificat, promovarea tinerilor în cercetare. Sunt convins că, dacă ar fi voință politică, situația ar putea fi schimbată în bine relativ repede. Concluzie. Lipsa unui concept unic pentru toate documentele de politici și actele normative din domeniul cercetării și inovării și abaterile de la cadrul legislativ impun solicitare repetată a modificării codului cu privire la știință și inovare, precum și a actelor normative complementare, aceasta fiind unica soluție pentru o dezvoltare sustenabilă a sistemului de cercetare și inovare în Republica Moldova. De fapt, în cuvintele consilierului prezidențial am primit și susținere referitor la promovarea acestui concept. Potențialul științific, pregătirea cadrelor de înalt calificare, tineri în cercetare. 61 de organizații în cercetare, MEC, are 19 instituții cercetare, 11 universități, 2 muzee, un centru regional de cercetare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 9 institute, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 7. Deci, după datele PNS, din Biroului Național de Statistică, la 31 decembrie 2018, în cercetare, activau 3.054 de cercetători. La 31 decembrie 2019, cercetare, activau 2.667, cu 287 mai puțin. La 31 decembrie 2020, atenție, în cercetare, 2.907, cu 140 mai mult. Noi am primit aceste date la finele lunii aprilie și ne-au pus pe gânduri. Am analizat profund situația și am găsit că, de fapt, nu este vorba de 140 de unități mai mult. Și o să dau explicație din mai jos. Aici vedem salariați din domeniul cercetare și dezvoltare după ocupație. În 2009, 2014 și 2020 nu avem timp să le analizăm, dar sunt cifre destul de interesante. Și iarăși, structura cercetărilor pe grupe de vârstă, nu numărul tinerilor, dacă comparăm ce a fost în 2009 și ce avem în 2020, desigur că a scăzut. Numărul doctoranților a scăzut. Cercetători pe domenii științifice, vedeți aici 6 domenii, iarăși sunt cifre care merit să fie analizate în profunzime și eu cred că noi vom trimite acest raport ca dumneavoastră să aveți posibilitatea să le analizați. Cercetător cu titlul științific pe domenii științifice, deci în 2018 și 2020. Studiile de doctorat. 39 de școli doctorale, comparativ cu 45 de școli doctorale în 2019, organizate în 16 institute de învățământ superior, de stat și private.
La studii superioare de doctorat au fost înmatriculate 388 de persoane, fără cetățeni străini, o scădere cu 8,75% față de anul 2019. Numărul doctoranzilor înmatriculați în bază de contract s-a redus de practic 4 ori. Dinamica susținerii tezelor de doctor habilitat și doctor. În anul 2020 au fost conferite 4 titluri de doctor habilitat, 18 mai puține decât în anul 2019, și confirmate 101 titluri de doctor, cu 87 mai puține decât în 2019. Total susținute în 2020, 105 teze. Domeniile de interese la doctorat. Spațiul European de Cercetare versus Republica Moldova. Spre deosebire de UE, unde în topul studiilor la doctorat sunt așa domenii ca științe, inginerie și tehnologii, în Republica Moldova predomină științele sociale și economice, urmate de științele medicale și cele umaniste. Repartizarea specialităților la care au fost aprobate persoane cu dreptul de conducător de doctorat. Nu vedeți, iată, la științele agricole, practic, cifrele tind deja spre zero, sunt probleme în unele domenii și necesită luare de măsuri urgente. Probleme identificate în domeniul potențial uman și pregătirii cadrelor calificate în Republica Moldova în anul 2020, eu nu o să dau citiri la toate, dar nerespectarea codului privind la știință și inovare, prin ignorarea desfășurării concursului de încadrare a personalului științific în funcțiile de cercetare, a diminuat rolul finanțării instituționale, ca urmare avem grave probleme în a atrage cercetători, ai angaja și o să mă opresc la acest compartiment mai târziu. Probleme identificate în domeniul potențial uman și pregătirii cadrelor. Lipsa și în anul 2020 a metodologiei de evaluare a organizației de drept public în domeniul cercetării și inovării. Elaborarea și aprobarea cu întârziere în februarie 2020 a metodologiei finanțare instituțională. Imperfecțiunea sistemului studii la doctorat. Reducerea practic dublă a numărului de teze de doctor și doctor habilitat în anul 2020. Carențe în sistemul de pregătire a cadrelor prin postdoctorat. Lacune în sistem de raportare a organizației din domeniul cercetării și inovării către BNS. Și altele. Recomandările HME pentru depășirea situației în domeniul pregătirii cadrelor, păstrării și promovării potențialului științific uman, identificarea posibilităților din partea autorităților centrale pentru consolidarea capitalului științific uman existent la etapa actuală pentru a nu permite pierderi neargumentate de capital științific uman, păstrarea și susținerea școlilor științifice, finanțarea instituțională de către stat a nucleului științific de cercetători. Iarăși propuneri. Organizarea de către MEC în colaborare cu universitățile și institutele de cercetare a școlilor de vară pentru studenți, masteranți, doctoranți. Vreau să spun că ceea ce a menționat doamna consilier este vorba de învățare prin cercetare, ține anume de așa evenimente. Organizarea și finanțarea de la bugetul de stat a concursului proiect pentru tineri cercetători. Revenirea la schimbul interacademic prin operarea modificărilor necesare la codul cu privire la cercetare și inovare. Infrastructura cercetării. În anul 2020, cheltuielile efectuate pentru activitate cercetare, dezvoltare, au însumat 469 milioane lei, reprezentând 0,23% din produsul intern brut. Față de anul 2019, cheltuielile pentru activitate cercetare, dezvoltare s-au redus cu 28,40 milioane, 5,70%. Vedeți distribuirea cheltuielilor în 2019, în 2020. În totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal, 349,50 milioane lei, asta e 78%, în descreștere cu 14 milioane lei față de anul 2019. Pe domenii științifice, vedeți aici și în procente,
nu o să mă opresc. După tipul de activități, 10,6% sunt alocate cercetării fundamentale. 75% din totalul cheltuielilor curente sunt destinate cercetării aplicative. La mine ceva s-a întâmplat aici. Și 14% pentru dezvoltare tehnologică. Vă atrag atenția că 10,6% pentru cercetarea fundamentală este foarte. Noi trebuie să ne clarificăm și să luăm măsuri, deoarece tendința, desigur, în toată lumea este de a susține finanțarea cercetărilor aplicative. Dar, fără cercetare fundamentală, cu timpul moare cercetarea aplicativă și tot ce ține de implementare. La bază, totuși, este cercetarea fundamentală. Față de anul 2019, structura cheltuielor curente pe tipul cercetare s-a modificat. Ponderea cheltuielor curente destinate cercetării aplicative a înregistrat o creștere cu 18,80%. În cazul cercetării fundamentale se atestă o descreștere cu 18%. Deci noi batem alarma. Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a elaborat Registrul Național al Infrastructurii Cercetare și Inovare, infrastructura publică din domeniul cercetării și inovării în Republica Moldova. În scopul creierii condițiilor favorabile pentru dezvoltarea activităților parcurilor științifico-tehnologice și a incubatorilor de inovare, Guvernul a aprobat la 31 iulie 2020 hotărârea de guvern privind punerea în aplicare a legii 226/2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, și au fost aprobate și o serie de regulamente. Finanțarea cercetării în Republica Moldova. 0,74 a fost în 1990. În 2008 am atins undeva 0,65-64. Astăzi suntem la 0,23. Deci tot speram că reforma va duce la o susținere mai serioasă a cercetării. Cu regret am rămas acolo, da, de față de 2017, noi vedem o scădere. Programele cadru ale Uniunii Europene, câți bani ne aduc? Programul cadru 6 ne-a adus 500.000, programul cadru 7 peste 4 milioane, programul Europa Horizon 2020 peste 7 milioane euro. Nu este rău, cel puțin aducem banii înapoi din Europa, pentru că noi plătim pentru participare. Dar nu este cazul să fim liniștiți, pentru că dacă nu va fi o susținere financiară și în primul rând instituțională pe intern, noi nu vom fi capabili să câștigăm granturi serioase în Europa. O spun cu toată responsabilitatea. Concursuri organizate de ANCD și finanțate din bugetul de stat, foarte succint, în cadrul concursului proiectului bilaterale Moldo-Turcia, au fost 25 propuneri de proiecte, 18 au fost declarate eligibile și transmise spre expertizare și au fost declarate câștigătoare 3 proiecte. Deci din 25 în final avem 3 proiecte susținute. Vreau să vă spun așa, concurență a fost numai la programul Orizont 20. Deci sute de cercetători lucrează, pregătește proiecte, pentru că în final un proiect din 8, din 9 și susținut. Și aici nu este ori. Ceva trebuie întreprins, pentru că nu este normal să lucreze, să pregătească proiecte cu o șansă de a câștiga mai mic de 10%.
1 iulie 2020 au demarat 22 de proiecte de cercetare inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19, finanțate de la bugetul de stat pe suma de 14.718.000 lei. În 2020 a demarat concurs proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021, la care au fost depuse 23 de propuneri. Probleme identificate. Finanțare insuficientă a domeniului cercetării științei, fără trend de majorare timpul. Reducerea eficienței cercetărilor din cauza subfinanțării și a infrastructurii depășite, care nu corespund exigențelor actuale ale tehnologiilor moderne. Susținere infirmă din partea statului activităților de inovare și transfer tehnologic. Recomandări. Finanțarea nucleu a organizațiilor în domeniul cercetării și inovării, alocarea subsidiilor din partea statului pentru modernizarea infrastructurii cercetare, consolidarea cercetărilor de cercetare prin procese de clusterizare, în particular prin revenirea la programe de stat autentice, în care participă multe, multe echipe la soluționarea unei probleme, și conectarea la Centrul Comun de Cercetare și alte centri. Raportarea implementării proiectului în domeniul cercetării și inovării. Deci, noi am audiat mai multe rapoarte și aici vedeți rapoartele proiectelor finalizate în 2019, care au fost audiate public la ședința secțiilor Academiei Științe în 2020. Nu o să mă opresc. Sumat 56 plus 62 plus 17 plus 7, aceste proiecte au fost audiate în cadrul Academiei Științe Moldovei. 24 februarie martie 2020, audieri publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare, 237 proiecte prelungite de MEP, etapa 2019. 23 noiembrie 2 decembrie, HMA a participat la audierile publice ale rezultatelor obținute în cadrul programului de stat, etapa anului 2020, 167 de proiecte. Rapoarte din cadrul programului de stat au fost audiate public la Consiliul Științific sau Senatul Organizației Beneficiare cu participare obligatorie a doi experți din cadrul secțiilor Academiei Știința Moldovei și a reprezentantului fondatorului. În baza avizelor experților și avizelor consultative ale biroului secțiilor au fost expuse o serie de observații, recomandări. A fost sistată finanțarea unui program de stat. Toate audierile publice au fost transmise online și sunt disponibile, vedeți, link-urile respective. La 17 februarie 2021, Secția Știință a organizat audierile publice a rapoartelor bi- și multilaterale finalizate în 2020. Eu accentuez lucrul ăsta pentru că toate aceste rezultate au fost luate în considerare la perfectarea raportului. La 19 februarie 2020 au fost audiate și aprobate rapoartele pe 8 proiecte de inovare și transfer tehnologic. Vedeți poze de la audierile publice. Dinamica numărului proiecte de inovare și transfer tehnologic. Deci astăzi avem 8 proiecte. Finanțare din partea statului în 2020 6 milioane. Cu finanțare mai mare decât 6 milioane, dar vă atrag atenția că 6 milioane de lei, asta e mai puțin de 300 de mii de euro. Deci tot transferul tehnologic care este gestionat de ANCD e la nivelul de 300 de mii de euro. Aici vedeți program de inovare și transfer tehnologic pe domenii. Proiecte științifice finanțate de la buget, finalizate în 2020, total audiat 187. Calitatea cercetărilor, impactul și implementarea rezultatelor. Onorată asistență, eu propun să nu intru în detalii ce ține de rezultate, pentru că ele au fost raportate de vicepreședinți la adunarea precedentă. Online. Da, online. Pentru că aceasta va lua încă jumătate de oră. Dacă sunteți de acord. Și dacă cineva este împotrivă, eu mă... Da, de acord. De acord, mulțumim.
Deci, eu pur și simplu o să arăt la diferite instituții rezultate, vreau să menționez că sunt rezultate foarte bune. Și vreau să aduc mulțumiri cercetătorilor științifici care în pofida acestei finanțări nesemnificative, pentru că 0,23 în secolul 21, și cu atât mai mult că noi trebuie să participăm și prin concurs foarte dur să aducem bani din Europa, dar trebuie să-i aducem înapoi, pentru că plătim sume mari, cotizații. Și dacă nu o să-i aducem înapoi, înseamnă că noi o să susținem dezvoltarea cercetării științifice în Germania, în Franța, în alte... În detrimentul nostru. Da, în detrimentul nostru. Chiar îmi pare rău că nu am posibilitate să dau citire, pentru că sunt rezultate pur și simplu excelente. Deci, în domeniul agriculturii, cărți publicate la Springer, bravo. Aici avem privete obținute în 2020 în domeniul medical. Domeniul științelor exacte și inginerești. Brevete obținute în domeniul științelor exact și inginerești în 2020, aici sunt și mențiunile expoziției. Domeniul științe sociale, economice, umanistice și arte. Vă atrag atenție, avem brevete obținute în domeniul științelor sociale economice în 2020. Eu aduc mulțumiri echipelor care au reușit, fiind în acest domeniu care de obicei are publicații, dar brevete nu sunt. Anul acesta, vedeți, sunt o serie de brevete. Succes, dar mai departe. Brevete de invenție totală, AGP. Deci după 2010 s-a început o micșorare și este clar de ce, pentru că finanțarea a început să scadă, treptat a început să scadă. Noi speram că după 2018 va crește din nou, dar se evidențiază o nouă scădere, un nou val al scăderii. Sigur că trebuie să analizăm, să identificăm pricina și să găsim soluții. Dar clar că la bază, în primul rând, stă finanțarea,
foarte și foarte mică. Promovarea științei și a rezultatelor cercetărilor. În pofida declanșării pandemiei de COVID-19, comunitatea științifică a apelat la diferite platforme pentru organizarea online a evenimentelor culturale științifice. Societatea civilă a fost familiarizată constant cu problemele ce se confruntă din cauza pandemiei prin publicații, participări la emisiuni radio și TV, prelegeri și lecții publice. Iată, vedeți aici unele acțiuni ale comunității în legătură cu pandemia COVID-19, aduc mulțumiri tuturor care s-au implicat prin prelegeri. Noaptea cercetătorilor europeni, un eveniment de anvergură și aici Universitatea Tehnică, alte universități, Academie de Științe, parteneriat IDSI, practic au participat toți și eu cred că s-a reușit un eveniment cu impact în promovarea imaginii în societate. Evenimente științifice și culturale, foarte multe au fost, poate chiar mai multe decât în anii fără pandemie, deoarece multe erau online. Interviuri, mass media, aici s-a evidențiat doamna Eugenia Tofan, a fost interviuri și cu mari personalități de peste hotare. Având în vedere importanța audierilor publice a rapoartelor privind implementarea proiectului în domeniul cercetării și inovării, Academia Științei propune elaborarea și aprobarea unui model unic de raportare pentru toate organizațiile din domeniul cercetării și inovării, HMEA, NCD, MEC, Ministerul Finanțelor, BNS și altele, fapt ce ar optimiza procedura și ar eficientiza acest proces. Vizibilitate în plan național, reviste științifice, manifestări științifice. În 2020, 5 reviste științifice din Republica Moldova au fost indexate în baza de date a revistelor care au aprobat politici de acces deschis la publicații. DOAJ, directorii OVO până Access Journals. Astfel, circa 60% din revistele științifice evaluate și clasificate la nivel național corespund cerințelor internaționale de asigurare a accesului deschis la publicațiile preluate. În 2020 au fost înmânate certificate de recunoaștere a revistei în calitate de publicații științifice de profil editorilor sau fondatorilor ai 24 de reviste. Vedeți aici bazele date internaționale în care sunt incluse revistele noastre. Reviste științifice din Republica Moldova cotate la nivel internațional și înregistrate în Web of Science și Scopus, nu o să le dau citire, avem la moment 12. Clasificarea revistelor evaluate în anul 2019 și 2020. În anul 2020 au fost clasificate 13 reviste, categoria B plus 1, categoria B 10 și categoria C 2. Iarăși imaginea mai multe reviste. În 2020, instrumentul bibliometric național, au fost înregistrate 27.000 publicații. În 2019, 20.698. Deci crește. Dinamica revistelor acreditate în Republica Moldova, reviste articole în 2009-2020. Principalul, dacă comparăm 2019-2020, în 2019 am avut 49 reviste acreditate, în 2020 55. În 2019 am avut 3.177 articole, în 2020 2654, numărul de articole scade. Eu spun că numărul de articole scade și pe testificatare, care noi le publicăm. În opinia mea, iarăși, finanțarea aici are un impact direct. Dinamica numărului de publicații pe domenii, disponibile în format electronic. Vedeți, în ultimii ani, iarăși se observă o scădere. Lista publicațiilor științifice în anul 2020, total publicații 2860, articole în reviste cu factor de impact 237, în scădere. Cred că scăderea va continua. Total publicații în 2020 și cu rezumate și 7800. Foruri științifice organizate în 2020. Registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2020 include 393 evenimente științifice, inclusiv 87 de manifestări internaționale. Pentru comparație, în 2019 am avut 153 evenimente științifice, dintre care 36
internaționale. Deci, în 2020 mai multe, în pofida pandemiei. Desigur, grație faptului că au fost online, fără mari cheltuieli. Aici sunt, comparăm cifrele, e clar că în 2020 au fost mai multe evenimente. Noi am venit cu o inițiativă Academiei Științe, acces deschis la publicațiile științifice. Eu nu o să mă opresc, că în orice caz, accesul deschis pe intern se realizează cu succes, dar dacă luăm participarea noastră pe extern, ea la moment nu are succes. Pentru că a publica o lucrare într-o revistă serioasă cu acces deschis este fatale. Asta trebuie în cel mai bun caz 2000 de euro. Dar de obicei 3000-4000. Recomandări. Transmiterea către IBNA materialelor conferințelor tezelor publicate. Promovarea obligatorie de către colegii redacția revistei în format electronic pentru a fi catalogată de către IBNA. Și vizibilitate în plan internațional. Dinamica numărului de documente publicate în baza de date Scopus în ultimii 5 ani în comparație cu țările din regiune. Am luat Armenia, Azerbaijan. Deci, vedeți că dacă luăm toate publicațiile și iată, vă uitați în stânga, ar părea că din 2019 în 2020 avem o creștere. De fapt, creșterea este imaginară, ea se datorează participării la conferință și publicațiilor materiale conferințelor. În dreapta, fără lucrările conferințelor, deja această creștere a dispărut. Desigur că noi, probabil din cauza finanțării și dacă astăzi deci raportăm la numărul de participatori, deja începem să cedem serilor din piesă. Tipul lucrărilor publicate în Scopus. Articole. Noi publicăm 3 pătrini. Deci articole din număr total de publicații. Deci în 2019. În 2020, 63,7. Deci din numărul total de publicații, dacă vorbim despre articole, numărul lor. Publicații indexate în Scopus în funcție de domeniu științific. Nu o să mă opresc, vreau doar să menționez că aici, desigur, sunt domenii ca știința materială, inginerie, fizică, medicină, chimie, care dau partea leului în ce ține de publicații. Publicații cu coautori din alte state. Deci, dacă luăm 15-20, 5-6 ani, au fost 65% publicații în Scopus cu autori din alte țări. Deci în anul 2020 avem 60%, deci practic 2-3 cu autori din alte țări. Asta pe de parte e bine, dar pe de altă parte reflectă faptul că avem o infrastructură subdezvoltată. În multe cazuri noi nu putem finaliza experimentele, trebuie să plecăm undeva pe scotare ca să finalizăm. Top 10 țări în colaborare, 2019-2020. În stânga și în dreapta vedeți 3 țări, mai schimbă cu locurile, dar oricum, România, Germania, Federația. Publicații cu autori exclusiv din Moldova. Și aici vedeți Universitatea Tehnică, Institutul Fizic Aplicată, Universitatea de Stat, Universitatea de Medicină. Nu, în stânga vedeți și Academia de Știință, dar Academia de Știință participă prin institute. Eu m-am adresat o dată la membrii Academiei, în afiliere să scrie și Academie de Știință. Institutul lucrează ca și Academie. Dacă noi vrem să avem o vizibilitate a Academiei de Știință. Clasamentul internațional al Institutului de Învățământ Superior, Devometric. Noi avem acum Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat, Universitatea de Medicină, Farmacie Nicolae Testimițanu. Noi am analizat și creșterea sau descreșterea sau să spunem așa față de 2019 s-au ridicat mai sus sau mai jos. Interesant că Universitatea de Stat din Bălți
practic s-a ridicat cu 1000 de puncte, plus 960. Și asta este universitatea care nu a reușit să câștige niciun proiect. Avem 7 proiecte științifice și proiecte destul de bune, eu am făcut cunoștință cu ele, dar așa a fost concurs. Nu avem date din Webometrics cu referire la centrele de cercetare a Academiei. Și m-am adresat la baza de date SIMAGO. Și Moldova, vedeți, se află la răscruce. Ce va fi mai departe? Se va mișca în stânga pentru cele mai performante sau în dreapta. Propuneri de perspective. Negocierea Comisiei Europeană privind inițierea de proiecte de infrastructură pentru țările parteneriatului este. Vreau să menționez că deja am discutat cu domnul dr. Topală, secretar general de stat, ca să inițiem așa discuție. Elaborarea unui mecanism de clasificare la scară națională pentru crearea unei infrastructuri comune de echipamente și tehnologii, precum și pentru facilitarea implicării cercetătorilor în proiecte științifice internaționale și interdisciplinare. Reiterăm necesitatea creierii unui centru comun pentru cooperare internațională care ar conjuga efortul actanților implicați în acest proces. Am în vedere și Academie, MEC, ANCDM, Ministerul Afacerilor Externe, aici am putea, prin ambasadorii noștri destinatari, să identificăm posibilități de promovare a multor proiecte. Soluționarea la nivel de stat a asigurării contribuției financiare în proiecte de cercetare, inovare, unde se cere cota parte de circa 10%, 90% venind la Comisia Europeană, fonduri transfrontaliere, etc. Cele mai majore probleme identificate în 2020, lipsa în Republica Moldova a unei strategii naționale cercetare și inovare, strategie cercetare dezvoltare Republicii Moldova până în 2020 a fost abrogată în 2019. Lipsa unui concept unic pentru toate documentele de politică și actele normative din domeniul cercetării și inovării și abaterile multiple la cadrul legislativ, despre unul le-am vorbit. Existența mai multor neconcordanțe în Codul Privirii la Știință și Inovare a Republicii Moldova din 15 iunie 2004 și actele normative complementare sunt aici enumerate. Pierderi de personal calificat și dispariția unor direcții cercetare, lipsa de finanțare pentru anumite colective de cercetători cu vizibilitate și apreciere internațională ca rezultat al implementării necorespunzătoare a hotărârii Guvern 381-382 manifestat prin desfășurarea concursului program de stat. Unele soluții propuse, elaborarea și aprobarea unei strategii naționale, cercetare și inovare, solicitarea modificării la pachet a Codului Privirii la Știință și Inovare a Republicii Moldova și a actelor normative complementare. Aceasta fiind unica soluție pentru a depăși situația de criză în cercetare și a crea condiții pentru o dezvoltare sustenabilă a științei în Republica Moldova. Eu cred că noi vom reuși dacă împreună consolidați vom solicita de la guvernanți ca aceste modificări să fie promovate. Au fost discutate, ați văzut și astăzi s-a expus doamna consilier prezidențial, este o înțelegere a situației și eu cred că avem toate șansele în cazul în care noi vom fi consolidați să reușim. Adoptarea prin hotărâre de guvern a metodologiei de evaluare a organizațiilor de public în domeniul cercetării și inovării în vederea clasificării lor după performanțe pentru asigurarea accesului diferențiat la surse de finanțare instituțională. Repet, surse de finanțare instituțională, ea trebuie la bază. Schimbarea atitudinii statului față de domeniul cercetării și inovării. Revizuirea noțiunii de program de stat și includerea posibilității de finanțare a proiectelor stabilite de către Consiliul Științific ale Institutului de Cercetare sau Senatului Universităților în conformitate cu direcțiile științifice de bază ale organizației.
Elaborare și aprobare unui regulament unic pentru toate școlile doctorale și revizuirea regulamentului de studii postdoctorale ce ar permite realizarea tezei doctor habilitat în afara proiectelor postdoctorale. Dacă o persoană pleacă pe o bursă pe 2-3 ani și vine cu teza de doctor habilitat pregătită, de ce acestei persoane să îi impunem postdoctorat? Crearea unui centru comun pentru cooperare internațională care ar conjuga efortul reactanților implicați în acest proces. Și noi reiterăm necesitatea ca modificările la cod și la actele normative să fie examinate și promovate la pachet. Noaptea, la miezul nopții, am primit un mesaj din Statele Unite ale Americii. Academicianul Isaac Bersuchia ne roagă целеохранива рекрутирова немолодежи в науку, предусмотреть в бюджете и в штатном расписании научных проектов возможность принятия на работу студентов старших курсов вузов, проявивших первоначальные способности к исследованию в качестве стажеров с оплатой в 0,25 ставки научного сотрудника по 1-2 на каждый проект. Это МВЦАРИ ПРИН СЕЦЕХА. Noi avem posibilitatea în cadrul programelor de stat astăzi să angajăm studenți medii. Păi iată de ce noi și suntem săraci. Și de ce pierdem cadrele. De aceea pierdem cadrele. Și doamna doctor habilitat Tăgădiuc, dumneavoastră înțelegeți toate aceste probleme, noi trebuie împreună să batem în clopote și să promovăm, fiindcă a pierde tineretul talentat, asta înseamnă că știința în Republica Moldova cu timpul va dispărea. Eu rămân optimist. Rămân optimist pentru că avem cercetători de forță și în cazul unei consolidări și pierd la susținerea guvernanților, bine, sunt acum ocupați, sunt lupte crâncene, arena politică, dar se va termina, se vor termina aceste lupte și să găsim acea platformă pentru a promova acele inițiative care să creeze condiții pentru o dezvoltare sustenabilă a cercetării științifice în Republica Moldova. Aduc mulțumiri academicianului Bersuchia pentru inițiativă. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule președinte. Встречен в дискуссии о суперработе. В листе центра Алба-Кубенту стал искрис шапки мембри Адунери Генераля Видал 4 в ордене Антария Мембру корреспондент Александр Тратан, академичану Феодор Фурдуй, академичану Ева Будумал, доктору хабилитат Виктор Жук, академичану Тудор Лупашку, доктору хабилитат Павел Топала и мембру корреспондент Иван Хадыр. Авем шапки персоне в крисе, так и чинева по моей дуристе я кубынту, modalitatea de înscriere a fost anunțată de către domnul președinte. Domnul membru corespondent Stratan, vă oferim cuvântul. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei, distinși membri ai adunării generale, onorată asistență, constatările cu care vin acum în fața domniilor voastre derivă din concluziile principale ale celui de-al treilea raport de stare a științei în țara noastră, elaborat de Academia de Științe a Moldovei, consultările pe care le-am avut în cadrul Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare, inclusiv experiența implicării active a colegilor directori în activitățile de elaborare, perfecționare și susținere a diverse documente de reglementare a domeniului în care suntem
implicați noi toți, sub auspiciile factorilor decizionali Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, ANCD-ului, ANCEC-ului, ASHM-ului, Comisiei Parlamentare de Profil, precum și opiniile unor cercetători consacrați din știința autohtonă. Raportul cuprinde o analiză comprehensivă, detaliată și, din punctul meu de vedere, destul de corectă a problemelor din sfera cercetării inovării. În calitate de președinte a Consiliului Directorilor Institutelor de Cercetare, asociații care întrunește directorii celor 19 organizații de drept public din domeniile cercetării și inovării, funcția de fondator a cărora este exercitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, mă bucură faptul că, spre deosebire de una din principalele constatări ale celui de-al doilea raport asupra stării științei în Republica Moldova de anul trecut, și anume că, în plan general, reforma domeniilor cercetării și inovării s-a soldat cu consecințe deplorabile pentru Academia de Știință a Moldovei și instituțiile de cercetare, în cea de-a treia ediție regăsim un semnal clar, îndemn de consolidare la unitate, intensificarea conjugării eforturilor comune a tuturor actorilor angajați în gestionarea sferei cercetării inovării, precum și un model coagulat de corecție la pachet a actelor normative, în vederea eliminării neconcordanțelor și sporirii eficienței aplicării acestora. La prima vedere, de asemenea, raportul bucură prin elucidarea două aspecte pozitive, din punctul meu de vedere. În primul rând, extraordinare și relevante rezultate științifice, faptul care fericit comunitatea științifică autohtonă, care în pofida unui an pandemic dificil, cea mai mare recesiune economică de 7% a produsului intern brut, și a treia la număr din ultimul deceniu, reducerea drastică a veniturilor bugetare și deficitului bugetar record în 2020, constrângerilor legate de desfășurarea cercetărilor, experimentelor pe timp de stare de urgență, a reușit totuși să demonstreze prin rezultatele obținute un nivel satisfăcător, iar pe alocuri chiar destul de competitiv pe plan regional și mondial. Totodată, chiar dacă nesemnificativă, unele semnale pozitive țin și de îmbunătățirea structurii vârstei cercetătorilor comparativ cu perioada precedentă. Însă, balanța înclină totuși cu regret în favoarea multiplelor probleme cu care continuă să se confrunte știința autohtonă, la care mă voi referi succint în continuare. Din păcate, și în cel de-al treilea raport observăm continuarea reducerii finanțării sectorului care ajunge la cel mai mic nivel din produsul intern brut din ultimii ani, 0,23%, un exod al cadrelor științifice, inclusiv tinerilor în cercetare, și o micșorare a publicațiilor științifice în reviste indexate. O problemă cheie care derivă din raportul prezentat de președintele ASHM ține de finanțarea instituțională a cercetării. Aduc pe această cale mulțumiri conducerii mie care a ținut cont de doleanțele ASHM și ale Consiliului Directorilor și a reușit să înghețe cel puțin pentru perioada derulării Programului Național 2020-2023 acea cotă de 40% a finanțării instituționale, care urma să fie redusă, din câte vă aduceți aminte, cu câte 5% de la an la an. Însă, în contextul dat, Consiliul Directorilor a atenționat de mai multe ori factorii de decizie despre necesitatea includerii în acest tip de cercetare, în acest tip de finanțare, a acoperirii financiare a nucleului de cercetători, în vederea consolidării și dezvoltării entităților de cercetare, păstrării unor școli științifice care, urmare concursului, sunt pe cale de dispariție, dar și menținerii în sistem a unor savanți notorii de talie mondială care la fel au fost marginalizați urmare concursului precedent al proiectelor. Ori, actualmente, acest tip de finanțare, reieșind din resursele limitate, este destinat preponderent necesităților de întreținere curentă. Amintesc că finanțarea instituțională în statele europene, acolo unde este considerată foarte importantă pentru a asigura o continuitate, o bază stabilă pentru cercetări și sustenabilitatea instituțiilor, finanțarea proiectelor de lungă durată și a cercetărilor mai puțin atractive din punct de vedere economic, ar permite un nivel adecvat de autonomie în selectarea tematicii de cercetare. Suntem de acord că ponderea finanțării competitive în bugetul total al științei ar trebui să crească ca mijloc de stimulare a concurenței și de recompensare a celor mai promițătoare propuneri și echipe de cercetare. Însă o astfel de creștere a finanțării concurențiale trebuie să se bazeze în mod prioritar pe fonduri suplimentare care trebuie alocate domeniului, dar nu printr-o simplă reducere a părții instituționale a bugetului, ceea ce afectează în mod negativ potențialul științific existent al țării. Deci această problemă rămâne în continuare una deschisă. Urmarea rezultatelor nefavorabile pentru unele institute de cercetare din cadrul concursului de proiecte program de stat din 2019,
Consiliul Directorilor a susținut propunerea și apreciază eforturile MEC și ANCD pentru mijloacele financiare alocate suplimentar și demarării în 2020 a concursului legat de atenuarea impactului COVID-19, ceea ce a ameliorat într-un fel situația grea în care se pomeniseră unele institute. Reieșind din faptul că acest apel de proiecte a fost preconizat doar pentru un an de zile și aceste proiecte vor expira la 1 iulie curent, ne adresăm factorilor de decizie să identifice soluții pentru multiplicarea apelurilor de concurs pentru perioada următoare, într-o atenuare a repetării unor efecte dezastruoase pentru cercetătorii vizați. O altă problemă, nu mai puțin importantă, care se desprinde din raportul domnului academician Tighineanu, ține în genere de viitorul nostru în cercetare. Tineretul, care cu regret încă nu percepe cariera de cercetare ca fiind una nobilă, de prestigiu, motivantă. Raportul indică asupra scăderii numărului doctoranzilor înmatriculați, reducerea numărului de teze susținute, reducerea numărului de publicații științifice. În contextul dat, Consiliul Directorilor susține plenar propunerile ce țin de diversificarea apelurilor de concurs, reintroducerea practicii anterioare privind concursul proiectelor pentru tinerii cercetători, precum și revenirea la experiența plauzibilă a schimburilor interacademice. Evaluarea organizațiilor din sfera cercetării și inovării rămâne a fi la fel o problemă deschisă. Suntem gata să contribuim în continuare la definitivarea hotărârii de guvern respective, care la moment este în proces de finalizare. Metodologia de evaluare care va fi aprobată curând să prevadă diferențierea finanțării organizațiilor nu pe partea instituțională. Deci nu doar pe partea instituțională, dar nici pe cea din concurs. Deci nu este normal, a menționat domnul președinte, ca proiecte prin concurs, participarea la aceste proiecte să depindă de exercițiul de evaluare. Finanțarea instituțională, suntem într-un fel sau altul de acord. Consiliul Directorilor a sesizat în repetate rânduri și despre necesitatea elaborării și aprobării unui model unic de raportare pentru toate organizațiile din domeniul cercetării și inovării, eficientizarea organizării audierilor publice, prin actualizarea acelei instrucțiuni privind raportarea elaborată de ANCD și așa mai. Și ne bucur foarte mult că și apreciem că aspectul, dar și-a regăsit reflectare sub formă de propunere în raportul HM. Profitând de ocazia că mă pot expune de la tribuna centrală a Academiei, permiteți-mi să elucidez și unele probleme specifice, dar care trebuie soluționate, ce țin de institutele de cercetare. Este irelevantă și necesită modificare clauza de hotărâre a Guvernului privind finanțarea proiectelor, privind parametrii admisibili de modificare a echipelor de cercetare. Aceasta deoarece avem în continuare și deja experiența a unui an jumătate arată că avem de furcă cu o fluctuație continuă și mare de cadre, și acest lucru, practic, este imposibil de a fi menținut. Atenționăm asupra unor proceduri extrem de birocratice, excesive în activitatea organizațiilor ce țin de finanțarea proiectelor. De exemplu, neînregistrarea la timp a contractelor, fiind astfel nevoit să le reperfectăm de câteva ori. Tergiversarea plăților în cadrul proiectelor locale, dar și mai grav, internaționale. Chiar și programele salvatoare, din proiecte salvatoare în apelul COVID, finanțarea lor a fost deschisă abia acum în luna, la început de luna mai, de la începutul anului. Pentru proiectele internaționale, propunem ca tranzacțiile să fie derulate de entitățile care atrag proiecte independent, direct pe contul deschis în banca comercială, fără intermediarea Ministerului Finanțelor. Finanțarea instituțională nu e suficientă pentru modernizarea sau repararea capitală a sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare, sistemul de termoficare sau rețele electrice, care sunt într-o stare deplorabilă, des sunt accidente și provoacă daune semnificative blocurilor unor institute. La fel, transferul rețelelor electrice din gestiunea HM în gestiunea MEC, deoarece este o problemă majoră de gestionare a rețelelor electrice pentru unele institute. Majoritatea instituțiilor de cercetare cu profil chimie, fizică, biologie, etc. se confruntă cu problema stocurilor de reagenți învechiți, cu termenul de valabilitate expirat. Starea și cantitatea acestor stocuri au fost raportate în nenumărate rânduri cu scopul de a fi evacuate și nimicite de către organizațiile abilitate. Dar deocamdată problema a rămas nesoluționată. La fel, ajustarea tarifelor la serviciile prestate cu plată de către instituțiile de cercetare nu s-a efectuat din anul 2010, pe când costul tuturor consumabilor pentru prestarea serviciilor cu plată s-a majorat de câteva ori. Accesul în scopuri științifice la datele oficiale și statistice naționale complete. Accesul la distanță la bazele informaționale științifice internaționale, reieșind din imposibilitatea pe timpul țării pandemice de a frecventa centrele de biblioteci. Onorată asistență,
Revenind la îndemnul de consolidare la unitate, care se desprinde cu fir roșu din cel de-al treilea raport asupra stării științei din Republica Moldova, reiterăm susținerea vis-a-vis de dreptul Academiei de Științe de a avea în componența sa entități de cercetare, perfecționarea în bloc a cadrului normativ cu referință la eliminarea neconcordanțelor dintre cot și unele hotărâri de guvern, în speție finanțarea instituțională, procedura de evaluare, ocuparea funcțiilor prin concurs, toate aspectele menționate în raport astăzi de domnul președinte al Academiei. Și ținând cont de concluziile și propunerile sintetizate, apreciem pozitiv raportul de stare a științei pentru 2020 și aducem mulțumirile de rigoare conducerea SME pentru oglindirea obiectivă a problemelor cu care se confruntă întreaga comunitate științifică. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule membru corespondent, președinte al Consiliului Director, pentru opiniile expuse, în mod special pentru formularea problemelor cu care se confruntă institutele de cercetare. În continuare, îi ofer cuvântul academicianului Teodor Furdui. Domnul academician, vă rugăm, includeți microfonul. Mulțumați, colegi, membrii Academiei. Raportul a fost reușit. Au fost abordate probleme cu care se confruntă comunitatea științifică și prezentate căile de rezolvare. Apreciez raportul pozitiv. Dar situația politică, financiară și socială, la fel ca și cea din știință, precum și pronosticul lor în timpul apropiat, sunt în atât de nefavorabile că noi, oamenii de știință, nu avem dreptul moral de a fi doar martori a tot ce se întâmplă în țară. Misiunea noastră de membri ai Academiei ne obligă să ne trezim din somnul letargic și să ne dezicem de modul de activitate care, conform lui Carnegie, constă în a trăi în găoacele zilei de azi, fiind indiferenți de tot ce se petrece în jurul nostru și în țară. Acest mod de viață a fost susținut de preambulul activității Academiei de Știință în afara politicii. Din ce cauză oamenii de știință a Academiei au fost nevoiți să se retragă din activitatea politică și socială și ce a contribuit la formarea stilului de viață care a limitat activitatea socială și care s-a reflectat nefavorabil asupra autorității oamenilor de știință. Un rol negativ în menținerea autorității oamenilor de știință a avut insuficiența influenței științei în dezvoltarea economiei țării. Critica masivă pe parcursul mai multor ani, deseori neobiectivă, a președințelor Academiei ca urmare și a Academiei. Greșelile permise de conducere a Academiei de a conferi titlul onorific doctor honoris causa, decernarea medaliilor Academiei, persoanelor care nu activau în știință și organizarea lecțiilor academice de către demnitarii de stat. Lipsa autorității oamenilor de știință e condiționată și de noi înseși. În vremea sa, pentru rezolvarea problemelor strigente ale țării, au fost inițiate problemele de stat aplicative. Au fost create colectivi speciale în cadrul programelor, au fost utilizate sume relativ suficiente, a trecut timpul, au fost prezentate dările de seamă. Dar eu nu mi-amintesc că pe baza dărilor de seamă
să fie elaborate și acceptate pentru implementarea în practică a rezultatelor științifice obținute în cadrul acestor programe. Răspuns favorabil, oamenii de știință nu au răspuns la această întrebare. E dureros să recunoaștem că așa ceva a fost să fie în activitatea noastră și s-a răsprânt negativ asupra autorității Academiei. Cu regret, trebuie de menționat că primele persoane de stat pe parcursul independenței, cu excepția președintelui Vladimir Voronin și Nicolae Timofte, n-au susținut știința și autoritatea ei. Domnul Vladimir Voronin a fost cel care nu odată a subliniat că locul științei e în capul mesii. Dumnealui a fost cel care a finanțat revitalizarea științei autohtone și a bazei materiale. Ceilalți președinți și prim-miniștri, prin atitudinea lor, hotărârile de guvern, au contribuit la demoralizarea și degradarea institutelor științifice, a Academiei Polilor Științifice. Conlucrând la timpul său cu mulți indemnitari de stat, m-am convins că majoritatea din ei nu apelează la știință și consideră că știința prezintă povară pentru bugetul de stat. Opinii care Vădit s-a manifestat în perioada expertizării neobiective a proiectelor de dezvoltare a științei. Numai persoanele care nu poartă nicio răspundere de activitatea lor pot să-și permită o așa ignoranță și nestimă față de oamenii de știință. Cu așa demnitar de stat, nici țara și nici știința nu va avea succes pe izvândă. În această stare catastrofală a științei și de stres excesiv a societății oamenilor de știință, condiționate de hotărârile de guvern și parlament în detrimentul dezvoltării științei, e de plin s-au manifestat capacitățile morale nu numai a demnitarilor de stat și atitudinea lor față de știință, dar și a membrilor Academiei, în primul rând, a conducerii ei. Majoritatea membrilor Academiei au manifestat o indiferență totală, parcă ar fi fost atacați de o dereglare psihică, autism sau mutism. Oare un astfel de comportament poate servi ca îndreptățire de a nu pierde punctele sale în cazul necesității susținerii cooperative a școlilor științifice, a directorilor științifice recunoscute în lumea științifică? E de neînțeles pentru mine cauza refuzului de a semna o adresare către primele persoane ale țării în salvarea unei școli științifice și a fondat o nouă știință atât de necesară țării, sanocreatologia, destinată de a crea și menține deja sănătatea. Chiar și frica de a pierde funcția de conducător pentru un om de știință nu poate servi ca motiv de refuz. Cele menționate au avut și continuă să aibă loc din cauza pierderii autorității științei, a oamenilor de știință, a Academiei de Știință, a comportamentului nostru fără verticalitate, în primul rând a celor ce prezintă știința și insuficiența influenței științei în dezvoltarea țării. În cele mai diferite
circunstanțe pentru că, printre care a trecut știința națională, n-a fost să fie o așa lipsă de autoritate a Academiei, instituțiilor științifice și oamenilor de știință. Recuperarea autorității științei, Academiei și instituțiilor științifice, revitalizarea bazei materiale a științei, salarizarea oamenilor de știință la justa lor valoare, poate fi obținută numai prin cercetări eficiente a problemelor strigente ale țării, prin acțiuni sociale bine chizuite, prin solidarizarea oamenilor de știință, prin un comportament cooperativ și verticalitate, prin formarea motivației necesităților vitale de a activa, de a lupta pentru prosperarea științei. Vă mulțumesc de atenție. Vă doresc să vă păstrați sănătatea, iar determină viața, calitatea vieții și succesul în viață. Vă mulțumim, domnule academician. În continuare, îi ofer cuvântul doamnei academician Eva Budumac. Mai pus. Bună ziua! Ca atare vreau să vă zic, stimați domn președinte, domn academician, că e foarte complicat de vorbit după domn academician Furdui, mai ales prin faptul că el a ridicat niște probleme destul de serioase de care acum se preocupă Academia. Totodată aș vrea să susțin pe domnul academician Furdui că fără sancheatologie, fără această specialitate, desigur, n-ar exista medicina, n-ar exista prin întâmpinarea patologiilor, de atât ar fi parcurs, ar trebui de susținut această specialitate, deoarece este o specialitate nu că nouă, dar necesară pentru Republica Moldova. În al doilea rând, aș zice că raportul domnului președinte, eu îl susțin pozitiv și zic că a ridicat toate actele legislative de care se conduce Academiei de Știință. Cu regret am observat că jumătate din ele, desigur, nu sunt îndeplinite din cauza unor probleme financiare. Și este îmbucurător faptul că azi, la ședința noastră, a fost prezentă doamna consilieră a președintelui, doamna Onofei, care a expus niște poziții destul de importante care ar trebui să meargă spre ameliorarea situației în Academie și toate se referă la început de la analiza activității proiectelor, activității Academiei. Desigur, dacă în comisia dată vor fi persoane profesioniste în domeniul dat, atunci această analiză va fi perfectă și pe urmare acele rezultate, desigur, vor permite de a ameliora situația în Academie. Dar dacă vor fi persoane care nu cunoaște activitatea și în agricultură, și în inginerie, și în medicină, și în sociologie, și în arte și așa mai departe, desigur, aceasta va fi un minus. A doilea poziție ar fi ceea ce că pentru ca aceste proiecte sau aceste probleme pe care le ridică Academia, ele pot să prospere numai dacă vom avea susținere mai departe a președinției, a consilierului președințial. Desigur, dacă azi era să fie prezent poate un consilier care este din domeniul științei, are în vedere profesor, conferențiar, doctor în știință, desigur, este necesar probabil să se prespune așa ceva să fie, și dacă în Parlament vor fi persoane care, într-o măsură oricare, vor susține știința. Eu, fiind în politică 8 ani, am fost în America, în Marea Britanie, în alte țări și am văzut în prezidiu cine era parlamentar. Persoane cu părul cărunt. Nu de atâta că tineri au însurit peste noapte, dar de ce? Că acestea erau persoane care au acumulat cunoștință o viață întreagă și au venit cu idei destul de performante pentru aceea ce trebuie de făcut pentru țară, având sub protecție, sub tutelă câțiva tineri care activa. Și probabil nimeni din noi academicieni nu era mază cei cine suntem, dacă nu eram la noi deasupra un scut, o persoană de vârstă mai înaintată și care ne sugera idei, ne gestiona, ne îndrepta
și ne ajuta ca să căpătăm acele rezultate pe care le-am căpătat noi azi. Și desigur, noi toată vremea mulțumim părinților că ne-au dat viață, ne-au dat geni, dar mulțumim profesorilor, colegilor care ne-au ajutat ca să avansăm în poziția dată și niciodată ideile lor n-au fost în plus pentru noi, dar din contră ne-au ajutat să creștem. Prin urmare, eu aș zice că tineretul trebuie să fie acceptat într-o măsură prioritară mare, dar trebuie să fie o echipă de profesioniști care gestionează, care sugerează idei și care, într-o măsură, care ne permite să corectăm acele erori pe care noi putem să le admitem. Vreau să zic că Academia de Știință, în condițiile pandemiei, a efectuat un lucru nu prost. Aș zice așa, un lucru destul de bun. Deoarece au fost online diferite întruniri, s-au făcut colaborări științifice, au fost numeroase întâlniri și la televiziune, ce noi cu mare plăcere le ascultam, și am ascultat acele rapoarte de la colegii noștri, academicieni, care au deținătorii Premiului Nobel. Și aș zice aici să fac o propunere, deoarece marea majoritate acestor întâlniri sunt personale, adică cunosc savanții de la noi din țară, asta este foarte bine, dar ar fi binevenit dacă prin intermediul acestor persoane, cum și echipa de academicieni din România, care a fost de probleme genetice, biologiei moleculare, medicinii, ca prin ei personal sau prin elevii lor, să avem niște proiecte comune, niște doctoranți comuni, deoarece avem probleme, eu desigur, dacă sunt de medicină, avem probleme comune. Sănătatea populației, acele modificări care au apărut acum ca rezultat la COVID, deoarece, da, noi spunem că noi am biruit într-o măsură oricare COVID-ul, dar ce n-am biruit noi azi? N-am biruit consecințele COVID-ului, acele sechele grave care au rămas la oameni, acele modificări a sistemului nervos, a ciclatului, a inimii, a oaselor, a articulațiilor, acele dureri musculare care sunt prezente. Chiar în pofida vaccinurilor care se efectuează, desigur că avem probleme și anume în situația dată, eu aș zice că acele studii științifice care le efectuează domnul academician Furtui ar fi binevenite ca să fie completate mai apoi de studii fundamentale care se efectuează la diferite instituții. În situația dată, aș zice că Academia de Știință în anul 2020-2021 a avut colaborări destul de fructuoase cu diferite instituții științifice, cu instituții de învățământ. Eu așa m-aș referi la instituțiile, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tisimețanu, întrunit cu domnul profesor Emil Ciobanu, întrunirile care au avut loc cu diverse probleme legate cu COVID-ul, legate cu complicațiile COVID-ului, legate cu alte probleme destul de grave din Republică. Și, desigur, să cerem mai departe ca să fie continuate aceste colaborări. Mai departe, aș zice că problema cea mai gravă care ne preocupă este problema finanțării. Problema finanțării, deoarece nimeni nu va veni la știință, chiar din tineret, dacă, de pildă, el are un salariu de 18.000 undeva, el nu va veni aici la 5.000 sau la 3.000 sau la 4.000. Prin urmare, se cere o finanțare adecvată, o finanțare corectă, o finanțare care ar putea să ne permită acele studii fundamentale să le efectuăm. Dar fără utilaj. Cum putem face știință fără utilaj? Nu mai fi baza, da, la noi substanța cenușie la nivel mintea noastră e lucidă și a tras atenția că marea majoritate, sau chiar aș zice majoritatea academicienilor care au o viață s-au zbuciumat în știință, o viață au crescut cadre, au crescut școli, au o minte lucidă, au idei destul de interesante, care, desigur, acest fond de aur al Academiei de Știință el trebuie să fie solicitat, el trebuie să fie utilizat, el trebuie să fie folosit. Și s-ar cere niște întruniri a acestor fondatori de școli cu tineretul ca să le arăte cele drumuri pe care trebuie să meargă. Eu, dacă nu era academiciana Natalia Gheorghiu, nu eram eu cine sunt azi, deoarece numai cu ajutorul acestei mari personalități, acestui mare savant, am crescut. Desigur că domnul academician Furdui a ridicat problema implementărilor. Ce înseamnă aceasta? Am raportat proiecte,
S-au văzut rezultate destul de bune, în pofida la cei, poate, numărul de teze au scăzut și așa mai departe, dar implementarea lor. Unde? Am văzut la televiziune că s-a implementat vomituri din cele propuse. De acele proiecte, care noi avem la medicină 40 de proiecte, 39 rămas una a fost de acum finisat, pun întrebarea. Da, noi le popularizăm pe pacienți. Dar ceilalți unde? Am văzut foarte interesante lucrări în agricultură, în alte domenii, în artă. Dar unde le sunt implementate? Noi, oamenii simpli, așa noi ne-am socotit, nu vedem aceste implementări. Prin urmare, problema implementării trebuie să fie. Și numai printr-o colaborare adecvată dintre savanți Academiei de Științe din Moldova, dintre acele cadre științifice din instituțiile de învățământ, din instituțiile științifice, numai așa noi putem ca să stăm la apogeul științei de Republica Moldova, să arătăm că, într-adevăr, noi am atins niște niveluri nu simple, deoarece noi toți acei care suntem azi, acele teze le-am susținut la Moscova, la Leningrad, în alte țări. Avem legături cu alte țări, desigur, prin diferite colaborări, dar nu de fiecare dată prin colaborări, prin proiecte, deoarece se cere și o cotă a noastră financiară, care, desigur, trebuie să fie de stat acordată. Fără aceasta, desigur, noi nu putem să progresăm. Eu aș vorbi foarte mult, dar aș zice că întrunirea de azi este binevenită, această întrunire ne-a arătat părțile pozitive și negative ale noastre, ne-a arătat ce trebuie să facem mai departe, cum să implicăm tineretul în știință și inovare și, totodată, cum să ne uităm de cadrele academice, acele care au susținut Academia, care au creat Academia, care arată aceste rezultate Academiei peste hotarele Republicii Moldova, prin urmare, acel fond de aur din Republica Moldova, care trebuie susținut, care trebuie ajutat, care trebuie să fie, într-o măsură de care apreciat, asta își cere cel mai mult, aprecierea, dar nu spune, el mai bătrân, nu înțelege nimica, desigur, așa ceva nu trebuie să admită. Iarăși să ne gândim la acele persoane care vin în Parlament, că noi le susținem pe toate, dar în Parlament trebuie să fie persoane cunoscute în Republica Moldova, persoane care au făcut mult, și nu pur și simplu că e tânăr și frumușă și așa mai departe, persoane care, într-adevăr, pot face față, pot ajuta, într-o măsură de care pot susține Academiei de Știință, Știința Republica Moldova, și atunci educația, sănătate și știința vor sta în capul mesei, așa cum a zis domnul Cărnician Furdui. Așa că vreau să vă mulțumesc a toți, să vă doresc multă sănătate, să terminăm odată cu pandemia aceasta de COVID și să ne luptăm de azi înainte cu acele sechele grave care a lăsat această pandemie, deoarece posibilitățile medicinii au fost într-o măsură oricare limitate din cauza aceea că aceste modificări serioase care au apărut în organismul acelor care au suferit n-au fost într-o măsură oricare identificate în toate colțurile Republicii Moldova din cauza lipsii unor aparate. Dar să mulțumim la medici care au stat la veghe, acei care și-au pus cunoștințele pentru a salva vieți și pentru aceea că să le mulțumim la toți, pentru cei care au văzut că fără medicină, fără sănătate, nu este economie, nu este știință, nu este agricultură, nu este nimic. Hai toți să ne mobilizăm să salvăm sănătatea în Republica Moldova. Vă doresc la toți sănătate, putere și să nu cunoașteți durerea pierderilor. Vă mulțumesc de atenție! Vă mulțumim, doamna academician! Susținem în tot apelul care l-ați făcut. Vă mulțumim pentru punerea în evidență a problemelor stringente, în special și a continuității în cercetare, finanțării, precum și pentru soluțiile, propunerile de soluționare care le-ați făcut. În continuare, îl invit să conecteze microfonul domnul doctor habilitat, profesor Victor Șuc. Sunteți în sală, vă rog, treceți.
Onorată și distinsă asistență, în continuare celor expuse de domnul președinte Alexandru Spratan, am să concretizez următoarele. Reforma domeniului de cercetare și inovare, inițiată prin modificarea și completarea codului cu privire la știință și inovare, a urmărit ca obiectiv major schimbarea în bine și ridicarea calității cercetărilor științifice, a rezultatelor care urmau să fie obținute în domeniile cercetării și inovării. După 3 ani de la implementarea, de la începutul implementării codului cu privire la știință și inovare în varianta nouă, s-a demonstrat că schimbarea în bine în unele domenii întârzie, în altele chiar am obținut un regres, dar calitatea rezultatelor obținute continuă să fie la un nivel înalt și aceasta datorită, aș spune eu, eroismul oamenilor de știință din Republica Moldova. Oamenii de știință de la noi nu reprezintă un grup de presiune. Ei măcar nu reprezintă niciun grup de interes. Și din această cauză, din cauza lipsei solidarității corporativiste, guvernările introduc amendamente care, ghidându-se de faptul că și interpretează că oamenii de știință, știința din Republica Moldova în general este o abuză, este un domeniu care nu merită o susținere financiară substanțială, că autoritatea științei, a Academiei de Știință, a institutelor de cercetare este una la nivel jos. Deși toată lumea spune că este nevoie de cercetare și inovare și eu chiar aș propune ca, dat fiind că deja am pornit în perioada electorală, apoi vom fi în campanie electorală, ca să lecturăm platformele electorale ale concurenților electorali și vom vedea că domeniul științei, cercetării și inovării îi se va acorda un loc nesemnificativ. Ce am avut noi? Prin legea 190 cu privire la modificarea codului științei și inovării, Academia de Știință a fost transformată pe alocuri într-un birou de statistică. Prin hotărâre de guvern 382, metodologie de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării unor instituții, în special celor din domeniul social și umanistic, li s-au cauzat lovituri substanțiale și încă o dată vreau să reiterez în primul rând adoptarea metodologiei de finanțare instituțională care într-o anumită măsură a salvat situația și acele proiecte, expresii de interes pentru atenuarea și contracararea COVID-ului care au fost oferite de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Chiar dacă în anul acesta am avut o situație inedită, 4 luni oamenii din care erau antrenați în aceste proiecte nu au primit salariu și numai după o intervenție către Secretarul General al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, problema a fost rezolvată în sfârșit. În acest sens, noi considerăm, dat fiind experiența de 3 ani la care au fost institutele de cercetare, subliniez încă o dată, au pierdut 2-3 milioane comparativ cu anul 2019. Pentru cercetare și inovare, proiecte pentru anul 2020 au fost alocate 374 de milioane și nu cifrele operate cu 500 de milioane sau altceva. În anul acesta, potrivit Programului Național de Cercetare și Inovare, cifra va scădea către 367 milioane, ca în viitorii 2 ani să se stabilească la 368 de milioane. Eu am vorbit despre oportunitatea unei solidarități corporativiste, cum am avut noi la 4 septembrie 2020, când Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare, Consiliul Rectorilor, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, am reușit să convenim ca să rămână intacte proporția 60-40 privind finanțarea, proiecte, finanțare instituțională. În acest sens, eu consider că
este nevoie de acțiuni pe termen scurt și pe termen mediu. Pe termen scurt, după cum a spus și domnul membru corespondent Alexandru Stratan, este că la 30 iunie acele expresii, 22 de expresii de interes se finalizează și ce urmează? Unii oameni riscă din nou să rămână în afara raporturilor de muncă. Unele direcții de cercetare, politologie în cadrul institutului pe care am eu onoarea să-l conduc, filozofia și istoria contemporană la Institutul de Istorie, arheologia la Institutul Patrimoniu Cultural deja a dispărut ca direcții de cercetare din domeniul academic. Iarăși apare problema dată și cred eu că este absolut necesar să identificăm noi soluții. Cât despre pe termen mediu, dat fiind că ne aflăm și într-o situație politică mai incertă și după toate probabilitățile, Parlamentul funcțional va fi de-abia în toamnă și va începe activitatea, este nevoie de adoptat un și de propus, mai degrabă de propus, ca Parlamentul, alți factori de decizie, președinția, să adopte la pachet o metodologie de finanțare a domeniilor de cercetare și inovare care să includă cele două hotărâri, hotărârea 382 pe 2019 și hotărârea 53 pe 2020. În acest context ar fi ideal ca să fie schimbată proporția de 50-50, dar respectând prevederile articolul 131 aliniatul 6 din Constituție. Orice cheltuială bugetară trebuie să fie aprobată, să fie bazată pe identificarea surselor financiare. Și în acest context, noi nu ne plângem de subfinanțare, dar este absolut necesar ca oamenii din știință să primească măcar ceea ce li se cuvine potrivit legii 270 cu privire la salarizarea în sistemul bugetar. Pentru că cifrele care au fost prezentate, ele vizează un tablou general, dar în majoritatea institutelor oamenii, inclusiv cei titulari, este cel mai rău pe cei titulari, sunt pe 0,5 salariu, pe 0,25 salariu, în special colegii de vârstă mai înaintată pe 0,75 salariu, dar noi solicităm de la dânsi muncă pentru o normă sau pentru chiar o normă și 25 fără a fi remunerați. Eu vă spun că primim zilnic de la Curtea Constituțională solicitări pentru avizare și colegii juriști susțin că noi suntem subfinanțați, dar trebuie să prezentăm avizii de calitate și noi într-adevăr le prezentăm avizii de calitate pentru că oamenii de știință sunt responsabili. Pe termen mediu, la pachet, alături de metodologie, este nevoie și de pregătit un nou proiect a codului cu privire la știință și inovare, acele amendamente, cele modificări și completări despre care au vorbit și care noi le promovăm. Într-adevăr, după cum și-a spus doamna consilier, autorul proiectului, președinția, a retras proiectul de lege 232 din 2019 pentru că nu era nici avizul guvernului, iar avizul Centrului Național Anticorupție prevedea unele aspecte, unele bănuieli, unele riscuri de corupție care în ultima instanță nu erau suficient de bine argumentate pentru că vizau de obicei nota informativă. Dar cred eu că este nevoie ca mai întâi în secție, apoi la adunarea generală a Academiei să dezbatem și să discutăm acele propuneri pentru ca să venim cu un nou proiect de lege, să identificăm actorii care ar dori să promoveze în Parlament acel nou proiect, pentru că într-adevăr este nevoie, reforma în știință are nevoie de o contrareformă. Iar chezășie succesului ține de factorul juridic, de schimbarea legislației în vigoare pentru ca noi totuși să încercăm să remediem cât de cât ceea ce s-a făcut în mod nejustificat, în mod grăbit sau poate chiar într-o anumită măsură și într-un mod mai premeditat. Numai în asemenea manieră noi vom putea cât de cât să resetăm cercetarea și inovarea în Republica Moldova. Altfel, nu cât tineretul n-or veni, noi nu putem angaja nici cercetători cu vârstă medie care au o experiență pentru că ei nu au o certitudine în ziua de mâine.
Deci eu cred că noi împreună, oamenii de știință, ar putea face mult mai multe lucruri dacă am fi solidari și dacă am avea un potențial de presiune asupra factorului politic, asupra factorului politico-juridic, care să ne permită ca să noi să spunem că propunerile noastre în sfârșit au fost auzite. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule director. Înainte de a oferi cuvântul următorului vorbitor și următorilor vorbitori înscriși în listă, vin cu rugămintea să vă străduiți totuși să respectați regulamentul pe care l-am votat. Lucrăm deja mai mult de 2 ore și mai avem de audiat încă un raport. Domnul academician Tudor Lupașcu, vă invităm să conectați. Onorată conducerea Academiei de Știință, dragi colegi, bună ziua și Hristos a înviat! Am fost martorii audierii unui raport științific despre starea științei în Republica Moldova și am văzut cu toții care este adevărată situație. Din păcate, ați văzut, în majoritatea cazurilor, situația este proastă. Este proastă, eu am părerea mea, să vă spun mai târziu. Sunt și unele cazuri pozitive, cazuri bune și consider că aceste lucruri se datorează entuziasmului care mai este în inimile noastre, în sufletele noastre, care a rămas de pe timpul când eram în cadrul institutului noastre, erau în cadrul Academiei de Știință a Moldovei. Deci suntem acum animănui. Institutele de cercetare în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, sunt a nimănui. Deci, eu am spus despre lucrurile astea încă în 2019, într-un articol publicat în literatura șarta, care l-am intitulat Suntem orfani cu mamă vie, viața noastră e în Academie. A trecut de atunci 2 ani de zile, situația nu s-a îmbunătățit, s-a înrăutățit. Consider că această idee de a transfera Institutele Academiei de Științe de la Academie în subordinea Ministerului de Cercetare, de Educație, de Cultură și Cercetare a fost un eșec. A eșuat pentru că dacă în politică se spunea că asta va contribui la ameliorarea științei, la ameliorarea economiei și mai departe, practica, viața a arătat că asta, din contră, s-a diminuat rolul științei în viața noastră de toate zilele. Deci, din păcate, se adoptă legi în domeniul cercetării și dezvoltării strâmbe. Ați văzut și raportul domnului președinte Tigineanu a vorbit de câte ori despre contradicții acestor legi care se adoptă la nivel de guvern. Eu aș mă refer doar la câteva care eu le simt din cadrul Institutului de Chimie. Deci, uitați-vă ce se întâmplă. Noi nu putem procura utilaj din sursele financiare aprobate, care sunt în proiect. Noi avem, de exemplu, avem bani mulți pentru reagenți. Nu ne avem nevoie de atât cantitate de reagenți. Și ne-am adresat doamnei director general Tagăniu. Să ne permite, ea a spus că ne ajută. S-a adresat guvernului, încă la începutul anului. De păcate, atât avem jumătate de an acuși și problema nu se rezolvă. Eu nu știu care este problema. Suma nu se schimbă. Nu se schimbă, se dă o sumă de bani. Orică eu e un reactiv sau eu e un pH-metru sau un conductometru, un aparat care îmi trebuie să realizez cercetarea. La director de proiecte trebuie să ne ideie ca și în proiecte internaționale. Să ne ideie dreptul, noi să gestionăm banii. Ei ne dau suma, dar să o gestionăm noi. Evident trebuie să fie niște limite și mai departe, dar să nu ne impună ei că iată, ei nu atâta bani. Reactivii e de atâția bani, deplasării e de atâția nu știu mai departe. Deci, mai departe. Deci, s-a vorbit Isaac Bersucea că noi să luăm studenți. Noi nu putem lua
deci absolvenți a universităților ciclu întâi. Noi nu putem să luăm în cadrul proiectelor, pentru că în cadrul proiectelor putem să luăm minimul, deci maximul, majoritate, maximul cercetori științifici stagiari. Dar pentru aceasta ei trebuie să aibă ori masteratul sau doctoratul terminat. Plus de asta, deci chiar dacă luăm un tânăr specialist cu master sau cu, sau cu doctoratul, suma, adică salariul maxim este 5.500 de lei. Noi nu putem să-i acordăm nici un leu în plus pentru, pentru performanță în cercetare. Pentru că dacă, dacă noi chiar îi punem 3 de 4, la primele 3 capitole, dacă fiecare știți despre regulamentul ăsta de, 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 de remunerarea acestor suport financiar pentru, pentru performanță, el obține doar 2 întreg și, și 4 valori. Asta e satisfăcător, dar nu permite niciun leu suplimentar. Adică, maximul el poate să suprimească 5.500 de lei de ce este bruto, minus 1.500 impozit, rămâne 4.000 de lei în cercetare. El niciodată nu se vede. Noi avem 3 ani de zile de când în institut nu avem deci încadrat niciun cercetător științific. Nu avem. Eu, noi în institut avem vacanțe, am dat anunțuri și la Universitatea de Stat, la Facultatea de Chimie, și prin Google, și prin diferite mijloace. Mi-a sunat o doamnă din Bălți, care a absolvit Facultatea de Chimie câțiva ani în urmă. M-a întrebat cât și salariu. I-am spus și dragostea aici s-a terminat. Nu m-a mai sunat pentru că, într-adevăr, cu așa sume de bani, nimeni nu o să vină în, în, în cercetare. Deci, din păcate, nu avem proiecte pentru tineret. Și multe alte proiecte care erau pe, pe timpul de când eram noi în cadrul Academiei de Științe. Nu există un, un regulament clar pentru transferul tehnologic. Anul trecut, eu personal am câștigat un proiect de 1.000.000 de lei de transfer tehnologic pentru obținerea cărbunilor activi din materie primă locală. Cărbunii activi care sunt necesari și în medicină, sunt necesari și pentru potabilizare de ape, în purificare de gaze, etc. Când am, când am trecut la deci, problema încheierii contractelor, business-ul, fabrica m-a întrebat, dar ce facem noi după terminarea acestei implementări? Dacă vă amintiți care au lucrat cu, cu acest în domeniul transferului tehnologic, când eram în Academie, era o, era o, punct, era o lege. 5% din venitul care îl obține timp de 5 ani de zile întreprinderea, îl, îl transferă științei. Era clar. Aici nu-i scris nimic. Atunci business-ul a spus că noi nu vrem să, să, să vinim cu, 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 aceast, cu, cu această colaborare, pentru că nu știm ce ne așteaptă. Poți să ne aștepte niște, să ne iei după ce toată, toată marfa și toată, toată utilarea. Deci, adică, trebuie de perfectat deci aceste legi ca să fie clare. În primul rând, noi nu trebuie să, să descoperim biciclete. Trebuie să ne bazăm pe, pe legislația și metodologia proiectelor internaționale. Acolo au lucrat lume întreagă și lume foarte competentă. Deci vreau să ne amintim noi de situația când eram în cadrul Academiei. Câte proiecte avem, câte colaborări avem, câte discuții, câte rapoarte, câte... Era, era într-adevăr o viață foarte, foarte dinamic. Intrai în Academie, în blocul central, acolo forfotea lumea. Aveau văzut că era acolo, între, parcă între nu știu unii. Nici nu, nici pe nimeni nu ies, pentru că, într-adevăr, au rămas, rămas foarte puțin de lume. Lumea, din păcate, se, ies, se duce din, din, din cercetare, pentru că, pentru că nu vede nicio perspectivă. Și dacă noi să, să avem așa, deci, în continuare așa, abordări, deci o să rămânem într-adevăr fără de, de cercetori științifici. Eu am colaborări cu Academia, cu instituții din Academia Română, cu instituții din Academia Ucraineană, cu instituții din, din Academia Bulgară. Și ei când aud că noi suntem nu în cadrul Academiei, se pun mâni în cap. Cum adică? E așa, dar noi, țara minunilor, fac fel de experiențe și, și mă rog.
Deci eu consider, noi trebuie să ne adresăm următorului parlament, următorului guvern și președinției, să se iei toate măsurile pentru a readuce institutele ex-academice în cadrul Academiei la mama ei naturală. Noi suntem, deci noi suntem orfani, cum am spus, dar mama noastră e vie, mama noastră e Academia. Trebuie să luăm guvernarea care vine după 11 iulie, trebuie să aibă în vedere să ne readucă la patria noastră naturală, la mama noastră naturală. Doar așa noi vom putea realiza continuarea realizării cercetărilor și vom putea crea o republică cu industrie, cu tehnologie moderne, cu agricultură ecologică, cu mediu ambient curat, cu medicină performantă, etc. Deci așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule academician. Sperăm că apelul dumneavoastră va fi auzit și comunitatea științifică se va consolida în aceste eforturi. Propunerile făcute de dumneavoastră referitor la flexibilitatea gestionării finanțelor în cadrul proiectelor, precum și cea făcută de membru corespondent Alexandru Stratan, referitor la un grad mai mare de flexibilitate în modificarea componentei echipelor proiectelor, sunt foarte pertinente, foarte actuale și trebuie să ne gândim cum putem opera modificările respective pentru a le realiza. Acum îi ofer cuvântul domnului doctor habilitat Pavel Topalva. Domnul profesor Topalva. Da, deci s-a auzit rău de la dumneavoastră sau de microfonul. Bună ziua și Hristos a înviat la tot ce e prezent la această adunare. În primul rând, domnul președinte Grineanu, vă felicit cu raportul pe care l-ați prezentat astăzi, fiind unul comparativ cu ceea ce am avut, ceea ce avem, s-a schimbat în domeniul cercetării și inovării în țara noastră. Acum, deci, în prelungire la ceea ce a vorbit antevorbitorul meu, academicianul Pașcu. Deci noi trebuie să aducem la mintea celor care vor să ne conducă în continuare, începând de la președinte, parlament și guvern, o singură idee. Cercetarea trebuie privită ca o ramură a economiei naționale. Nu așa cum este privită în ziua de azi. Ramură a economiei naționale, care are, drept reazim, trei piloni de bază. Deci nivelul de finanțare, potențialul uman și echipamentul sau logistica. Deci atâta timp cât lucrurile nu vor sta așa, lucrurile nu vor merge. Nu putem noi ca o țară, dacă ne considerăm țară, să nu luăm în considerație că nu putem să ne dezvoltăm, nu putem să trăim bine atâta timp cât nu avem sursa de noi cunoștințe. Ceea ce este de fapt cercetarea în țară. Cel de-al doilea produs este capitalul uman. Deci cei de la guvernare trebuie să înțeleagă aceste două lucruri. Deci cercetarea produce două produse de bază. Noile cunoștințe care pot fi vândute la rândul lor, dar în același timp vine să pregătească cadrele științifice pentru dezvoltarea propriei economii și menținerea la nivel ca țară, la nivel mondial a țării noastre. Deci în cadrul discursului pe care vreau să-l spun, deci desigur că antevorbitorii mei s-au referit mai mult la cercetarea din domeniul institutelor de cercetare. Eu sunt de acord cu domeniile voastre că trebuie să reveniți în cadrul Academiei de Științe, dar în același timp universitățile nu pot rămâne în afară. O simbioză mai bună decât ceea ce care este de fapt în cadrul universităților privind diseminarea rezultatelor și aplicarea nemijlocită a rezultatelor cercetării în creșterea noilor cadre, cred că nu poate fi. Dar ce se întâmplă în realitate? Deci, neavând universități cercetări, finanțare pe domeniul cercetării, așa cum a fost cândva,
De fapt, acei doctori care avem, cum a raportat domnul președinte astăzi, că este un număr relativ mic de cercetători din cadrul universităților angajați să fie cu o normă de sarcină sau, în unele cazuri, chiar fără normă de sarcină, la un moment, deci fiind doctor conferențiar, fiind doctor abilitat profesor, ei de fapt rămân numai conferențiari sau profesori. Pentru că ei se ocupă îndeoseb numai cu domeniul de educație. Deci ei înțeleg foarte bine noile cunoștințe, le pot aduce la mintea studenților, dar ei se pierd în același timp ca cercetători. Această situație s-a întâmplat atunci când toate proiectele de la Universitatea Bălțana au fost picate. Au fost picate intenționat. Deci este o chestie anormală când se concentrează totul absolut, inclusiv partea financiară în domeniul cercetării, într-un singur cadru, în cadrul Chișinăului. Iar universitățile din afară sunt plasate fără această finanțare. Deci asta este o problemă cu care ne întâlnim noi astăzi, care ar vrea ca în deciziile pe care le ia Academia de Știință astăzi, eu vorbesc de adunarea generală, să ajungă și la urechile guvernanților noștri, dacă nu astăzi, măcar după noi alegeri parlamentare, ca să țină cont de aceste lucruri. Un lucru foarte important care n-a fost pus în evidență. Deci, domnul academician Furduie a vorbit despre o școală științifică. Lumea a încurcat două lucruri, o școală științifică și o școală doctorală, care trecem prin atâtea greutăți ca ea să fie fondată acolo unde, de fapt, există școala științifică. Trebuie să demonstrăm încă o dată că suntem alți, că avem capacitatea de a face, adică acolo unde s-a creat școala științifică, deci trebuie să mai demonstrăm o dată că trebuie să ducem la școală doctorală. Acum, un alt lucru care n-a fost menționat astăzi, iată abilitarea cu conducerea de doctorat. În deciziile pe care au fost în bani CNAA, dacă un conducător de doctorat a avut și perioada cât a fost abilitat, deci doctor sau doctor habilitat susținut, deci era necesar o singură scrisoare de partea instituției și deci în cazul ăsta este plongea termenul. Acum, după noua decizie, un doctor habilitat care astăzi sunt teza primește automat dreptul de abilitare, iar eu am rămas perplex când am avut în discuție dosarele unor academicieni sau doctori habilitați din cadrul Academiei sau Universităților, care, de fapt, au propriile școli științifice, trebuie să mai demonstreze o dată, adică să lucreze câte o lună întreagă, ori două, asupra unui dosar care să-l depună la ANACEC pentru a fi abilitați din nou. Cred că aceste lucruri trebuie stipulate și în proiectul de hotărâre și trebuie revăzute atitudinea, deci în cadrul acesta față de abilitarea celor care de fapt își au proprii școli doctorale sau școli științifice și nu mai au nevoie de abilitare deschizând chiar restartul CNA-ului sau ANACEC-ului, unde se confirmă că la ei lucrurile merg bine. Ce s-a întâmplat cu programele de stat care au fost picate? Stimați colegi, eu zic acum la general, asta va avea impact imediat negativ asupra dezvoltării cercetării în Republica Moldova. Am crescut o echipă de tineri cercetători, care numai eu eram cel mai în vârstă, ei toți sunt încă mai sunt până la 40 de ani. Ce s-a întâmplat? În ultimul an și jumătate de când au rămas fără proiect de cercetare, s-au angajat în alte instituții, se ocupă cu totul altceva, peste un an jumătate ei nu vor mai fi cercetători. Noi ducem la risipă capitalul uman din domeniul cercetării, așa cu situații de astea revoluționare, care nu sunt nici într-un fel justificate. Lucrurile trebuia să meargă pe cale evoluționară și nu revoluționară. Revoluții se le fac să avanțe când fac descoperiri, dar nu pe modul de organizare și activitate a domeniului cercetare în Republica Moldova. Eu o să pun un stop pentru mine aici, pot vorbi multe, dar vreau, în primul rând, să vă zic că m-am bucurat, că v-am văzut toți sănătoși, bine dispuși, chiar dacă trecem prin clipe destul de dificile. Atât la nivel de sănătate, cât și la nivel de politic, social, în țara noastră. Și vă doresc la toți multă, multă sănătate și să ardă această flacără a cercetării în sufletul dumneavoastră, la care să reușiți să o aprindeți în cei tineri care vă sunt undeva pe aproape. Ori să-i găsiți, să-i aduceți în dumneavoastră. Vă mulțumesc mult!
Vă mulțumim mult și noi, domnul profesor. Eu invit să conecteze microfonul domnul membru corespondent Ion Hadârcă. Aude? Da, da, se aude. Vorbiți, vorbiți. Legătura este foarte defectuoasă. Se aude? Da, vă auzim, domnule. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, stimate domnule președinte, onorat și distins auditoriu, sunt bucuros să particip și eu la această dezbatere cu mult interes. Am ascultat discursurile antevorbitorilor și în special raportul de bază despre starea științei. În câteva cuvinte mă voi strădui să fiu laconic. În primul rând, cred că trebuie salutat și este un semn de bun augur prezența și discursul consilierului prezidențial. Eu cred că Academia trebuie să aibă un aliat sigur și să tinde să aibă un aliat sigur în instituția prezidențială și să sperăm că miza aceasta va fi una benefică pentru toate problemele care au fost abordate. Câte vreme, o să îmi cer scuze pentru digresiunea poetică, atâta vreme cât a ținut discursul președintelui peste Chișinăul, peste burgul nostru înverzit, a cernit o ploaie repede, mănoasă și rece. Și cam așa a fost și discursul președintelui. Mănos, sperăm pentru toamna care se așteaptă, dar rece, ținând cont de realitățile pe care le-a abordat. În special este elocvent studiul sociologic, care vorbește despre panta aceasta descendentă de care a vorbit și domnul academician Lupașcu. Și îi mulțumesc pentru că, de fapt, a spus lucrurilor pe nume. Conducerea sau situația aceasta bicefală, care, de fapt, a pus Academia în statutul de orfan, de instituție orfană, nu a adus prea multe beneficii și numai datorită potențialului uman, într-adevăr, s-a menținut așa în nivelul necesar. Dar dacă lucrurile așa vor continua, sigur că panta aceasta va fi de neoprit și s-ar putea să intrăm într-un colaps. Eu cred că încă se poate salva, încă multe se pot salva și problema principală, mă iertați o mică așa, împărtășire din experiența mea politică, parlamentară. În Senatul României am fost membru al Comisiei pentru Educație, Știință și Învățământ și am participat foarte activ la perfectarea legii. Acolo este doar legea științei Academiei Române. Din păcate a fost adoptată doar în prima lectură. Problema cheie a fost, de fapt, asigurarea unei autonomii și mai mare a Academiei de Științe. Și cred că asta este problema cheie. Autonomizarea, capacitatea de a exista autonom fără ingerințe permanente, ingerințe politice. Știm noi care este nivelul și IQ-ul clasei politice de la noi și nu trebuie să intrăm prea mult în detalii aici. O altă problemă, sigur că este finanțarea, bugetarea. Și aici trebuie desporit potențialul acesta. Dar doar un nou parlament ar putea să fie mai deschis așa spre problemele Academiei și să încercăm să avem și acolo, Academia trebuie să aibă solii săi acolo în parlament ca să poată aborda subiectele acestea de care s-a vorbit atât de fierbinte și în cunoștință de cauze. Sigur că și potențialul uman, performanța cercetătorilor în cercetare, inovare, dar și obținerea proiectelor, internaționalizarea statutului Academiei de Științe, relațiile ei în spațiul românesc, în spațiul european, în spațiul internațional, pentru că avem safanți, avem academicieni de mare prestigiu și ei cred că ar putea să fie solii noștri, ambasadorii noștri care
ar aduce beneficii nouă tuturor. Susțin în încheiere, ar fi multe de vorbit, dar încheie aici mica mea intervenție, susțin raportul, să dea Domnul să aducă rezultate bune, să fie auzit și să fie înțelese și, eu știu, rezolvate toate problemele cele care au fost abordate. Spunea un savant, un mare reformator medieval, știința este potenția, știința este putere și așa trebuie să fie. Nu putere politică, dar putere în sine, putere care poate mișca, poate apăra societatea, poate să o miște înainte, poate să-i confere autoritatea necesară. Așa am dorit cu toții să vedem Academiei de Științe a Republicii Moldova. Vă mulțumesc, sunt gata să mă implic cu tot modestul meu potențial parlamentar și cultural în activitatea Academiei de nou revenind în țară aici și să ne vedem cât mai de grabă, sănătoși și cu rezultate bune în activitățile pe care le desfășurăm. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule membru corespondent! Adițional la lista de 7 vorbitori care s-au înscris preliminar, au mai parvenit 2 solicitări de la membru corespondent Ion Geru și academicianul Ion Bostan. Mă adresez către dumnealor dacă insistă neapărat să ia cuvântul. Domnul membru corespondent Geru. Domnul academician Ion Bostan. Domnul academician Ion Bostan. Aș menționa doar câteva aspecte. Vă rugăm. Distinși academicieni, raportul privind starea cercetării expus de domnul președinte academician Ion Tighineanu și în acest an a fost unul atot cuprinzător. Aș menționa că și acest raport a inclus proiecte, practic toate aspectele cheie, soluționarea cărora ar conduce la redresarea situației în domeniul cercetării inovării. S-au evidențiat aspectele care deja au avut un impact nedorit asupra cercetării în țara noastră, asupra consolidării rezultatelor între instituțiile de cercetare și universități, de care ar trebui să vină cu întinerirea potențialului științific cu tineret, fiindcă ei sunt viitorul nostru, structuri care, după cum a menționat doamna consilieră al președintelui Republicii Moldova, doamna Nicolaescu Onofrei, și, practic, în continuare, toți vorbitorii, și domnul academician Furdui, și domnul, practic, toți vorbitorii au menționat acest lucru. Un efect care ar schimba cele mai vulnerabile aspecte din cercetare, eu le-aș puncta. Instituirea echipei de tineri cercetători, extinderea ariei proiectelor de cercetare pentru tineret, aici văd IT, economie și alte domenii care sunt atrăgătoare pentru tineretul studios. Crearea infrastructurii
de cercetare din proiecte europene ar fi un alt deziderat. Sunt absolut de acord cu opiniile domnilor academicieni Turdui, doamnei academician Gudomac. Alo? Te aude? Alo? Se aude, domnul academician, vorbiți. Se aude, da? Doamna academicianul Gudomac, privind rolul tineretului în rezolvarea multor probleme existente în cercetarea inovarea. Noi avem clămădite multe am colaborat cu instituțiile de cercetare privind crearea acestor colective mixte care ar conduce la soluționarea multor probleme pe care le-a menționat domnul președinte Ion Tighineanu. Eu vreau să doresc tuturor tinerilor din universități, din Academia de Științe, să promoveze cât mai activ acest aspect al colaborării. Fără acest aspect, noi, desigur, că vom avea probleme foarte mari în câțiva ani. Aici știu că și Academia de Științe a elaborat mai multe regulamente privind atragerea tineretului în cercetarea științifică, care noi împreună trebuie să o valorificăm și cei mai buni studenți din universități să-i atragem în cercetarea științifică, care de fapt este pilonul de bază al cercetărilor de viitor. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule academician. Domnul membru corespondent Geru, mă auziți? Domnul membru corespondent Geru. Domnul membru corespondent Geru. Noi vă vedem, dar probabil că nu avem legătură. Deconectați telefonul. Conectați microfonul. La calculatorul dumneavoastră conectați microfonul. Eu asta și fac. Da, acum este, bine. Vă rugăm, dar foarte succint. Domnul membru corespondent, noi vă auzim și vă vedem. Vorbiți, vă rog. Nu se primește nimic. Bă, domn, noi vă auzim. Vorbiți. Vă auzi foarte bine. Bună ziua la toți, stimați colegi. Timpul e târziu, eu mult timp. Vreau, în primul rând, să menționez părerea mea referitor la raportul de bază, un raport bine prezentat și obiectiv cu analize, tot cum scade, să de doamne să fie mai departe, deci de folos pentru ameliorarea situației în cercetare. Am dispus foarte pe scurt două întrebări. Una, pagina 6-7, 6-8 a raportului, deci punctul 3, nivelul de cercetare a științei și infrastructurii de cercetare. Iată, la pagina 7, a doilea linia de jos, este scris următoarele: cercetările Republica Moldova au beneficiat
anterior de accesuri la infrastructură de cercetare disponibile și în institutele de cercetare și universitățile din România, prin folosire de prin proiecte de cercetare comune din cadrul programului de cercetare științifică și tehnologică între Academia Județeană Moldovei și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România, ACSI. Actualmente, dat fiind faptul că proiectele respective au fost finalizate, iar altele, accentuiesc, programe noi nu au fost înaintate, nu mai există deja astfel de posibilități. Aici spune punct, eu cred că ar trebui ca conducerea Academiei de Științe împreună cu conducerea ANCSI să reabiliteze aceste inițiative și să se facă de nou cercetări în continuare în cadrul acestor două țări. Și a doilea întrebare scurtă se referă la un termen care mai des apare în proiectul de hotărâre cu denumirea de cluster. Iată, de exemplu, consolidarea centrelor de cercetare pentru procese de clusterizare. Mai departe avem tot în alt compartiment. Despre aceste clustere se vorbește în pagina 14, elaborarea unui mecanism de clusterizare la scară națională pentru crearea unei infrastructuri comune de echipamente și tehnologie și așa mai departe. Se scrie bine, dar eu vreau să spun că termenul cluster, el este împrumutat din cercetare, din fizică și chimie. Nu oricare atom formează clusteri. Pentru a forma acest cluster sunt nevoie anumite cerințe structurale și energetice. Și deci asta e problema, ca clusterul să fie funcțional și stabil. Deci iată, când noi vorbim, nu este destul numai de găsit deci, partenerii la cluster. Eu pot da și exemple cum asta nu funcționează. Trebuie ca structura să funcționeze cum ea funcționează în natură. Asta am vrut să spun și cu asta mai mult nu vă deranjez. Vă doresc la toți o seară bună și succes și sănătate. Vă mulțumim, domnule membru corespondent, referitor la propunerea ca Academia de Științe să preia dezvoltarea în continuare a proiectelor de colaborare cu România. Aceasta deja este funcția nu a Academiei de Științe. Deci Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este împuternicit de o parte și Agenția Națională pentru Dezvoltare Cercetare. Aici am încheiat discuțiile asupra primului proiect, proiectul Testarea Științei, și îl rog pe domnul academician Cimpoi să dea citire proiectului hotărârii. Doamnelor și domnilor academicieni, cu permisiunea dumneavoastră, vă dau citire proiectului hotărârii Adunării Generale a ASM cu privire la raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020. În conformitate cu prevederile codului cu privire la știință și inovarea Republicii Moldova din 15 iulie 2004, republicat, și ale statutului Academiei de Științe Moldovei aprobat de adunare generală la 24 ianuarie 2019, în cadrul sesiunii a 8-a a adunării generale ASM a fost audiat raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020,
prezentat de domnul academician Ion Tighineanu, președinte al ASM. Luând în considerare cele menționate în raport, precum și dezbaterile pe marginea raportului, Adunarea Generală a Academiei Științei Moldovei hotărăște. 1. Se aprobă raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020, prezentat de academicianul Ion Tighineanu, președinte al ASM. 2. A transmite raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020, elaborat de ASM, președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova. 3. Luând în considerare raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020, situația creată în toate domeniile de cercetare și inovare, gradul și modalitatea de implementare a politicilor în domeniile cercetării și inovării, rezultatele obținute în cadrul proiectelor de cercetare, Academiei de Științe a înaintat următoarele propuneri. Elaborarea și aprobarea unei strategii naționale de cercetare și inovare a Republicii Moldova. Solicitarea repetată a modificării codului cu privire la știință și inovare, precum și a actelor normative complementare. Adoptarea prin hotărâre de guvern a metodologiei de evaluare a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării, în vedere clasificării acestora după performanță, pentru asigurarea acestui diferențiat în surse, la surse de finanțare instituțională. Schimbarea atitudinii statului față de domeniile cercetării și inovării, prin elaborarea la nivel de politici de stat, a unui program de susținere financiară și non-financiară și de susținere a cercetătorilor, implicit a celor tineri. Revizuirea noțiunii de program de stat. Elaborarea și aprobarea unui regulament unic pentru toate școlile doctorale și revizuirea regulamentului studiilor postdoctorale, ce ar permite realizarea tezei de doctor abilitat în afara proiectelor postdoctorat. Elaborarea și aprobarea unui model unic de raportare pentru toate organizațiile din domeniile cercetării inovării. Actualizarea instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Elaborarea unui concept de stimulare a interacțiunii sferei de cercetare și inovare cu factorii economici și sociali. Crearea unui centru comun pentru cooperare internațională, ASM, MEC, ANCD. Modificarea codului cu privire la știință și inovare republicat și a actelor normative complementare, precum și soluțiile practice și recomandările propuse de Academiei de Științe a Moldovei vor contribui la asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea sustenabilă a științei Republica Moldova. Dragi colegi, pe parcursul adunării noastre, academicianul Duca a propus să includem în proiect un apel către concurenții la alegerile parlamentare să fixeze în programele lor electorale soluții concrete pentru ameliorarea stării cercetării inovare în Republică. Cred că este o propunere bună. Eu personal întotdeauna mă uit în platforme electorale dacă concurenții se referă și la cultură creștină. Da, susținem. Da, doamne. Da, este o propunere pertinentă. Vă mulțumim, domnule academician. Da. Mă adresez membrilor adunării generale, dacă mai sunt alte propuneri, completări, redactări.
Deci... Da, Doamne, să... Da, să sperăm că vor fi realizate cele care au fost date citirii. Vă mulțumim, domnule academician. Acum, proiectul hotărârii, care i-a dat citirii domnul academician Cimpoi, se pune la vot. Vă rog, dacă cineva este împotrivă acestui proiect de hotărâre, conectați microfoanele și vă spuneți opțiunea. Este cineva contra? Nu sunt, vă mulțumim. Cineva s-a abținut? Nu. Deci proiectul hotărârii cu modificările, completările propuse se aprobă unanim. Trecem la cea de-a doua chestiune din ordinea de zi. Prezentarea raportului despre activitatea Academiei de Științe în anul 2020, cuvântul oferă secretarului științific general, doctorului habilitat, doamna Liliana Kondratiova. Onorată asistență, stimați membrii titulari, membrii corespondenți, membrii desemnați ai secțiilor de știință, cei care sunt ne ascultă online și ne ascultă prezenți în sală, am să mă strădui să fiu cât mai succintă, dat fiind faptul că deja am stat și până acum am discutat și raportul asupra stării științei, care integrează și unele compartimente din acest raport pe care îl avem prin, prezentat aici în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Respectiv, am să mă străduiesc să fiu cât mai succintă. Deci, Academia de Știință a Moldovei prezintă raportul privind activitatea managerială științifică și financiară în anul 2020 și în funcție de compartimentele pe care le are. Deci, activitatea managerială, secția de știință în contextul internaționalizării, știința în serviciul societății, precum și propuneri și acțiuni de perspectivă care sunt schițate în anul 2021. Deci, în calitatea sa de consultant strategic, Academia de Știință a Moldovei, în primul rând, a fost antrenată în examinarea și avizarea mai multor hotărâri a Guvernului și actelor normative, care au fost aduse în concordanță și au fost examinate și avizate de secția, știință, de secția juridică a Academiei de Știință a Moldovei. Respectiv, aceste documente au fost transmise pre-coordonare în cazul dat solicitanților care au venit cu o serie de documente și avizii pentru, în cazul dat pentru această avizare documentelor. Nu aș vrea să mă repet, dar trebuie să spun totuși că audierile publice privind raportarea anuală a implementării proiectelor din domeniul cercetării sunt partea componentă și partea principală și ține și de atribuțiile Academiei de Științe, respectiv aveți pe ecran câte rapoarte au fost audiate în cadrul programelor de stat, celor care au fost prelungite din mie, câte au fost programe bilaterale, multilaterale, proiecte de transfer tehnologic, de tineri cercetători și proiecte deja programe de stat, care sunt etapa anului 2020, care au fost audiate în conformitate cu instrucțiunea aprobată la finele lui 2020. Deci avem 167 de proiecte care au fost aprobate. În baza acestor rapoarte, proiecte a fost făcut raportul asupra stării științei, deci aceasta este o altă atribuție a secțiilor de științe și inclusiv a Academiei de Științe a Moldovei. Adunarea generală, care este organul reprezentativ și suprem al Academiei de Știință, a fost convocată în anul 2020, în sesiunea 5, în cadrul căreia a fost audiat raportul privind activitatea Academiei de Știință a Moldovei, dar și aprobat raportul asupra stării științei din Republica Moldova. Deci a fost o inițiativă, deoarece ne-am aflat în anul pandemic, că aceste adunări, dar și celelalte manifestări, au avut loc în format mixt, adică cu prezență fizică redusă, dar de regulă în format electronic pe platforma Zoom.
Adunarea generală, adică aduc unitate statistice, deci este o situație îngrijorătoare exact ca și la potențialul științific uman. Deci dacă avem la 31 decembrie 2019, am avut 117 membri, vedeți 45 academicieni, 27 membri corespondenți și 45 membri desemnați ai sectorilor de științe. Respectiv, la 31 decembrie 2020 ne-au părăsit câteva persoane, astfel că adunarea generală includea deja 113 membri ai Academiei. Vreau să spun că la 31 decembrie 2020 adunarea membrilor titulari și membrilor corespondenței era constituită din 69 de persoane, dintre care 6 doamne, 2 membri titulari și 4 membri corespondenți. Prezidiul Academiei de Științe, care este conform statutului organ executiv al Academiei de Științe, a fost convocat în 2020 în 42 de ședințe, fiind abordate mai peste 110 de subiecte care se refereau la mai multe acțiuni, inclusiv și ținea de pandemie COVID și hotărârile Comisiei Naționale, dar și organizarea și desfășurarea evenimentelor, acreditarea financiară bancară și alte activități ce țin de activitatea Academiei de Științe. Un aspect foarte important în activitatea Academiei în 2020 a fost redactarea, adică da, și aprobarea într-o redacție nouă modificată a regulamentului cu privire la discernarea premiilor Academiei de Științe, dat fiind faptul că au fost operate mai multe modificări și anul 2020 a fost primul an care a fost un an experimental, unde rezultatele științifice valorate au fost luate în considerare pentru 2 ani, 2018-2019, și au fost declarat concurs la nominalizările în domeniile științe sociale, economice, umanistice și arte. Respectiv de Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, ASM a organizat ședința festivă pentru a discerna premiile în domeniul limba română, în domeniul literaturii și vedeți toate nominalizările care au fost prezentate. Din păcate, vreau să spun că în acest an nu am avut participanți din partea tinerilor până la 35 de ani, ceea ce ne îngrijorează și respectiv ne lasă mai multe aspecte de gândit. Și vedeți și laureații premiilor Academiei, care sunt ediția anului 2020 cu diplomele respective. În cadrul Academiei de Știință este activă de Comisia pentru Discernarea Distincțiilor Academiei de Știință a Moldovei, în componența fiecare reprezentant al secției delegat în componența Comisiei. Deci în anul 2020 a fost discernate în total 190 distincții. Vedeți că sunt a fost discernate atât persoanelor cât instituțiilor, dar și unor reviste de prestigiu din Academia de Știință și din comunitatea științifică. Managementul și eficiența utilizării mijloacelor financiare, care se aprobă, adică prin Prezidiul Academiei de Științe a fost aprobat bugetul Academiei pentru 2020, vedeți banii care au fost aprobați, precizat și respectiv la cheltuielile din resurse generale, cheltuieli din venituri colectate interne și respectiv proiecte din finanțare externe. Avem banii care au fost precizați, colectați și respectiv executați. În activitatea secției de juridică, iarăși au fost mai multe documente care țin de avizarea actelor administrative, inclusiv hotărârea adunării generale, hotărârea ale prezidiumului, contracte individuale de muncă și altă activitate curentă care țin de activitatea acestei secții. O altă secție care face parte din aparatul administrativ al Academiei de Științe este secția logistică, care a realizat și mai mult suportul pentru iar desfășurarea evenimentelor, inclusiv online, dar și mai ales în condițiile pandemiei în care ne aflăm. În cadrul Academiei de Științe vedem că sunt trei secții de științe, care au secția științei ale vieții, secția științei exacte și inginerie, secția științei sociale, economice, umanistice și arte, respectiv care au activat în anul 2020 în conformitate cu planurile de activitate aprobate în cadrul ședinței prezidiumului și respectiv au fost raportate activitățile sale în conformitate cu aceste planuri. În componența secției teritoriale nord, adică spun așa cum a fost aprobată în conformitate cu modificările la statutul Academiei de Știință operată la 16 februarie 2021, avem secția teritorială nord cu sediul la Bălți, care de asemenea a activat în 2020 și a avut un plan de activitate respectiv cu acordarea unui suport la organizarea turnirilor, cu întâlniri cu reprezentanții autorităților și o conferință pe care o fac tradițională, deci în iunie 2020, conferința științifică cu participare internațională Știința Nordului Republicii Moldova.
Academiei de Știință a Moldovei revine un, chiar poate de faptul că nu sunt institutele, îi revine un aspect important în internaționalizarea științei. Deci Academia este membru al Federației Europene Academiilor Științei și Umanității, este membru al Consiliului Internațional pentru ISC. Deci Academia revine un rol important și în procesul de implementare a foii de parcurs privind integrarea în spațiul european de cercetare, iar respectiv prin declarația de angajament, așa mi-a fost desemnată instituție gazdă și delegatura serviciilor de rețea Euroacces din Republica Moldova. În cadrul acestui proiect, respectiv, au fost organizate mai multe întruniri de seminare, dar și a fost realizat un site și mai multe informații care sunt diseminate către cercetători. Deci, în anul 2020 a fost semnat un acord în format online, cu acord de colaborare științifico-tehnică între Academia Rusă de Științe și Academia de Științe a Moldovei. Deci, a fost semnat un acord de colaborare în plan național cu Agenția Națională Antidoping în februarie și am avut o vizită, o întrevedere cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova la final de mandatul său și ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, care venise și cu ocazia, deci, în Academia de Științe, cu ocazia lansării unei cărți, dar și ambasadorul Republicii Africa de Sud cu sediul la Kiev, care a amânat atunci scăsurile de acreditare și a fost bucuros să vadă și, într-adevăr, și Academia de Științe. Promovarea științei pentru societate în cadrul nopții cercetătorilor europeni, vedeți că a fost și unele activități de promovare a evenimentului pe care le-a realizat inclusiv și preferențial Academiei de Științe, am organizat și filmările Institutului de Cercetare. Deci acestea au fost activitățile care s-au prezentat și impactul și la participarea Academiei de Științe la realizarea Noaptei Cercetătorilor. Nu putem contesta faptul că Academia Cercetarea, într-adevăr, joacă un rol foarte important în serviciul societății. În primul rând, și aici reiterez ceea ce a spus și doamna academiciană Eva Guvemac, într-adevăr, Academia de Știință a realizat foarte multe acțiuni care au fost focusate asupra depășirii pandemiei COVID, asupra sănătății, asupra medicinii, deci mai multe aspecte ce țin și vedeți toate acțiunile pe care le vedeți pe ecran, începând cu 6 februarie, prima masă rotundă, situația epidemiologică cauzată de noul tip de coronavirus, măsuri de prevenire și răspuns, practic a fost făcută cu mult timp până la declararea pandemiei pe 11 martie. Deci aveți câteva secvențe din acțiunile care au fost prezentate. Un alt aspect foarte important pe care l-am avut la Academia de Știință în 2020, grație acestei posibilități de a face evenimente online, posibilitatea de a circula deschis în mediul virtual, avem o serie de prelegeri publice a savanților reputați, a oamenilor de știință din Belarus, din Bulgaria, din România, din Statele Unite ale Americii, care au venit inclusiv și reprezentanți ai comunității științifice din Republica Moldova, care au venit cu mai multe prelegeri pentru a face cunoscute și realizările și ne-a integra și noi pe această cale în comunitatea științifică internațională. Deci vedeți și câteva citate a persoanelor care au prezentat într-adevăr evenimente și au venit niște prelegeri la, și la ziua Academiei, dar și date cu anumite concerte. Deci în 2020 au fost organizate 5 conferințe internaționale pe care le vedeți prezentate, deci și câteva schițe, dar și prelegerile pe care le vedeți cu informațiile. Au fost organizate 2 conferințe cu participare internațională și 2 mese rotunde. Avem și prezentarea evenimentelor. Organizate 6 conferințe naționale care reflectă și activitatea în acest compartiment. Cele mai importante, deci avem în primul rând, sunt axate pe acțiunile Academiei de Științe asupra legate de pandemia COVID, care a avut o repercusiune foarte importantă asupra activității comunității, nu doar comunității științifice din Republica Moldova. În 2019, prin hotărârea Prezidiului Academiei de Științe, au fost lansate platformele de cercetare și comunicare din cadrul Academiei. Le vedeți și titlurile de numirile acestor platforme, dar și coordonatorii. Din păcate, în martie 2021 ne-a părăsit membru corespondent Maria Nedealcu. Astăzi, platforma Securitatea Ecologică, în contextul modificărilor accelerate de mediu, va fi preluată, coordonarea acestei platforme va fi preluată de membru corespondent Elena Zubkov. În 2020, diseminarea informațiilor a avut loc prin organizarea evenimentelor și mediatizarea lor. În total, avem materiale informative, circa 240, care sunt plasate pe site-ul Academiei de Științe. Le vedeți și lista inclusiv care este.
Consider iarăși o realizare a Academiei de Științe și o inițiativă foarte importantă pe care a fost lansată la 1 martie, deci respectiv cu cursul de lecții în nanotehnologii, cercetare și aplicate, susținut de academicianul Ion Tighineanu, și 7 martie cursul de lecții pe care l-a avut academicianul Ion Bostan, inovații de la idee la implementare, dar ulterior acest curs a fost suspendat din cauza pandemiei, dar o inițiativă foarte frumoasă și foarte binevenită din partea Academiei de Științe și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru atragerea, promovarea tinerilor în cercetare. Cei care funcționează, care activează cu site-ul nostru, dar vedeți foarte bine că ne-am schimbat imaginea și aici, în acest compartiment, deci versiunea testată a fost lansată prin decembrie, respectiv din februarie 2020. Avem versiunea nouă a site-ului, care se îmbunătățește continuu în funcție de și solicitările, dar și cerințele care sunt. Și în acest context vrem să spunem că în condițiile pandemice, în condițiile desfășurării online a evenimentelor, avem o creștere a vizibilității în plan internațional, accesarea persoanelor din străinătate, deci interesul crescând pentru site-ul Academiei de Științe. Avem o sală de lectură și avem o donație de carte și pe această cale putem să exprimăm recunoștința inclusiv și pentru Academia Română, care a donat 9 titluri de carte și un suport esențial în cazul dat de lucrări cu pe problema COVID-ului, inclusiv și profesorul Klaus Bockmann din Germania, care ne-a donat peste 1100 de titluri. Activitatea cercetătorilor la instituțiile din Republica Moldova, la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, care iarăși ține de activitate și Academiei de Științe, respectiv dr. Habilitat Vecislav Ursaș, este reprezentant plenipotențiar al Guvernului Republicii Moldova. Aici. Aș vrea să menționez, deoarece am discutat și despre ANACEC și această compartimentă, deci avem în nou Comisie Unificată de Experți la ANACEC, 5, doar 5 membri titulari și 3 membri corespondenți a Academiei de Științe, precum și 8 membri desemnați a Secțiilor de Științe. Considerăm că acesta este un procent totuși foarte jos, ar trebui să se implice și comunitatea academică și mai mult în evaluarea expertizarea tezilor de doctorat. Astfel, în 2020, în cadrul Consiliului Științific Specializat de Susținere, au fost încadrați doar 7 membri corespondenți și 11 academicieni. Un lucru important este 2 membri ai Secțiilor de Știință, doamna Laurenția Ungureanu și domnul dr. Habilitat Mihai Malcovei, au primit diplome fiindcă au coordonat tezele care au fost desemnate teze de doctorat de excelență. Este și aici un plus. Revista Academos, care apare de 4 ori pe an, deci în volum de 184 de pagini, cu un tiraj de 450 de exemplare, o vedeți, anul trecut a făcut 25 de ani de activitate. Aprecierea rezultatelor activității membrilor ASM este un lucru important, fiindcă astfel se văd și rezultatele persoanelor care au fost menționate cu diplome în cadrul unor expoziții naționale sau internaționale. Medalii de aur, argint, premii, trofee, diferite diplome speciale, laureatul premiului național ediția 20, membru corespondent Constantin Gaindric sau membru corespondent Ion Hadârcă pentru opera Omnia, care a fost adusă, da. Deci, respectiv, a fost în 2020 conferit Ordinul Republicii, Ordinul de Onoare, Om Emerit și premiul Gabriel Muzicescu pe domeniul muzicii, vedeți toată lista, și un lucru important, conferirea numelui academicianului Gheorghe Palade, Spitalului Clinic Municipal numărul 1 din Chișinău. Vedeți câteva secvențe și respectiv de la aprecierea activității membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Și aș vrea să mă opresc foarte succint ca recomandările privind activitatea Academiei de Știință în anul 2021, fiindcă avem de activat în calitate de consultant strategic al Guvernului, prin examinarea reformei și altor acte normative, dar și documente care vin pentru expertizare. De asemenea, secțiile de știință vor funcționa în funcție de cu atribuțiile pe care sunt și să nu uităm că suntem într-un an jubiliar pentru Academiei de Științe Moldovei, respectiv planurile de activitate ale secțiilor, atât de știință cât și aparatul de prezidiu, se racordează anume la această dată importantă. Cu referire la audierile publice, respectiv suntem în așteptare dacă la 1 iulie se finalizează aceste proiecte care sunt 22 de proiecte de la NCD cu privire la COVID-ul, așteptăm audierile și la rezultatele acestor proiecte care vor fi angajate. Deci, în concluzie, vreau să spun că acest raport privind activitatea așa nu a fost perfectat în baza raportului Secțiilor de Științe,
care au fost audiate, precum și în baza rapoartelor acceselor aparatului prezidiumului aprobat și raportul de activitate al Academiei de Științe pe anul 2020 reflectă realizările, aici am inclus doar cele mai relevante și din lipsă de timp care sunt prezentate. Și necesită, a pus în evidență de asemenea și unele problemele din domeniul cercetare și inovare, care necesită soluționare în vederea creșterii competitivității și integrării în spațiul internațional de cercetare. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule secretar științific general, pentru raportul interesant, amplu, dar și pentru timpul prețios pe care ați reușit să-l economisiți. Deci, în dezbateri pe marginea acestui raport, sunt înscriși doi vorbitori, membru corespondent Constantin Gaindric și doctorul habilitat Laurenția Ungureanu. Domnul membru corespondent Gaindric, vă oferim cuvântul. Bună ziua! Stimați colegi și colegi, vă auziți? Eu nu vă aud. Da, vă auzim! Vă auzim vorbiți! Bun! Eu țin să, văzând cât de târziu timpul, sunt foarte subțint să vă spun câteva momente care le-am observat. În primul rând, atât primul raport, cea doilea au fost foarte consistente, pregătite cu grijă și cu cunoștință de cauză. Au fost prezentate și unul și altul, extrem de interesant. Eu cred că fiecare din noi poate să aprecieze și valoarea și problemelor puse în față și totuși în rezervă dreptul de momente încă în plus. Primul lucru, eu am impresia că când s-a făcut hotărârea de guvern și s-a stabilit că finanțarea este de două tipuri pentru cercetare fundamentală, cercetare și pentru instituțională, cred că de aici se pornește momentul cel care peste tot îl pusă în hotărâre de guvern, care 5 ani trebuie să micșoreze 5%. Slavă Domnului că Academia a reușit să stropeze asta, dar eu cred că ar fi cazul când se va propune, când se va face o propunere asupra științei și modului de finanțare și de existență a științei, de vorbit că totuși să fie trei tipuri de finanțare. Finanțarea nucleară. Aici, modul instituțional, să rămână ce face că instituția dată să fie recunoscută și are valoarea acutare, prin concurs suplimentar ce merge și instituțională. Pentru că se vorbește de instituțională, totuși amintiți-vă că noi înainte prin asta înțelegem mai mult finanțarea infrastructurii mai mult. Uitați-vă, finanțarea instituțională pentru inginere, dar ce în cercetare, fizicieni, chimiști, informaticieni, doar inginerii participă la cercetare. Iar în regulamentul pentru finanțarea prin concurs, aceștia sunt excluși. Mai departe, noi am avut o practică extraordinară de bună, când ni se impunea ca 30% din finanțare să fie pentru echipament. În ziua de azi am ajuns, mulți din colegii au vorbit de asta, că, practic, echipamentul e învechit, și nu au posibilitatea să o procure. Un moment cheie, consider eu, aceea că codul cu privire la educație a fost lipsit, toate instituțiile de cercetare au fost lipsite de dreptul de a avea școli doctorale de doctorantură. Toate doctorantură, deci numai decât trebuie să fie prin universitate. Avem exemplu elocvent, Institutul de Matematică și Informatică, în care noi am fost în cadrul unei școli doctorale
Dar numai două instituții și pregăteau cadre. Celelalte două, mai ales cea care era de bază, ea numai facea rapoarte și cerea de la noi să scrim verde seama. Deci problema care a ridicat-o domnul academician Lupașcu. Dreptul de a dispune de finanțare din proiectele, mai ales cele internaționale. Noi, când obținem un proiect internațional, acolo, de regulă, stabilește, practic, și devizul la ce și cât trebuie să cheltuim. Când ajungem aici, trebuie să mai scriem încă un raport, încă un deviz cheltuiel, care încă poate să ne-l aprobe sau poate să nu ne-l aprobe. Și ultimul, noi vorbim despre autonomie, ar trebui să vorbim despre autonomie Academiei și a cercetării în fond, cum mai respectat. Ce înseamnă că Academia, pe de o parte, parcă e autonomă, dar regulamentul Academiei îl aprobă guvernul. Dar de ce? Spuneți-mi, de ce multe documente care expun academice, trebuie să le aprobe cineva care e departe tare de cercetare. Amintiți-vă de unde s-au pornit toate problemele noastre. S-au pornit de la agenție pentru implementarea reformelor care exista cândva, câțiva ani în urmă la guvern. Acum trebuie să ne stabilească codul pentru știință și regulamentul Academiei, cum spune ei, stilul anglosaxon, Doamne ferește. Pentru asta trebuie să, cel puțin să ai idee ce înseamnă asta, ce înseamnă cercetare și să ai cel puțin o mică experiență, 3-4 ani în cercetare, ca să poți după asta conduce cercetarea și direcționeze. Noi am avut și avem exemple. Am avut exemplul României, când în 75 instituții au fost făcute în ministerie. Am avut exemplul Turkmenistanul, când au lichidat Academia. Avem și o altă, poate n-are rost să numesc, mai sunt încă așa, în care e prezidențial să declară cine trebuie să fie președinte, cum trebuie să fie președinte. Momentele astea, cred că merită Academia, merită oamenii ăștia, am rămas o mână de oameni, care au tot dreptul să se autoguverneze. Specialiști apreciat, care ar trebui totuși să ne să ofere încrederea aceasta. Încă o dată vreau să reiterez că s-a dovedit că anul, că un an foarte greu, un an cu COVID și cu multe probleme, în Academie au fost o sumedenie de evenimente foarte bine pregătite. M-am uitat, 16 evenimente legate de COVID. Practic, Academia a fost cea mai influentă și cea mai frecventă instituție care a promovat lucrările și cercetările care, și, în care se fac în domeniul prevenirii și tratării copilului. Au fost o sumedenie, eu nu vreau să nu, cifra e prea mare când vorbim despre audieri. Dar cifra e mare nu de atâta că Academia a vrut să facă atâta, de atâta că s-a diminuat noțiunea de program de stat, s-au introdus sute, 100 și ceva de proiecte care le-au făcut, tipul de program. Am fost nevoit, s-a lucrat și s-a lucrat foarte productiv. De aceea, aș încheia prin aceea că Academia merită autonomie, merită ca ea să stabilească în ce domenii are cuvântul de spus, așa ca guvernanță să înțeleagă că dacă ești, ai declarat că Academia este consultant a guvernului, dar trebuie să consulte guvernul
și să vă aștept ca cineva să-i indice cu ce picior să înceapă mișcare. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule membru corespondent. O invit pe doamna doctor habilitat Laurenția Ungureanu. Mulțumesc, onorată conducerea Academiei de Științe a Moldovei, distinși membri ai Academiei, stimați colegi, audierea raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2020 și a raportului de activitate a Academiei de Științe în anul 2020 de asemenea, a permis să concluzionăm că în anul care a trecut a fost un an dificil pentru comunitatea științifică din mai multe considerente care au fost menționate în rapoarte și discurs. În pofida tuturor impedimentelor cu care s-au confruntat în decursul anului 2020 comunitatea științifică și Academia de Științe a Moldovei și-a concentrat eforturile în vederea realizării obiectivelor științifice, în special a proiectelor de diferite tipuri naționale și internaționale, a utilizării eficiente a surselor financiare alocate, pregătirea și perfecționarea cadrelor științifice, precum și altor obiective importante. Apreciem eforturile membrilor Academiei de Științe depuse la organizarea audierilor publice în vederea evaluării rezultatelor științifice obținute de către colectivele de cercetători în anul 2020 și prezentarea avizelor asupra rapoartelor pe proiecte, cât și conlucrarea cu instituțiile de cercetare la perfectarea raportului privind starea științei. În raportul privind starea științei au fost puse în valoare principalele rezultate științifice și inovaționale, calitatea cercetătorilor, implementarea rezultatelor obținute, impactul cunoștințelor noi obținute și a recomandărilor științifice în diferite domenii. Exprim gratitudinea din partea cercetătorilor științifici care au fost menționați cu diferite distincții ale Academiei de Științe a Moldovei pentru contribuții excepționale în dezvoltarea științei. Menționez contribuția la insistența și insistența Academiei de Științe a Moldovei la elaborarea proiectului cu privire la modificarea și completarea codului cu privire la știință și inovare, care cu regret a rămas la etapa de examinare. Astfel, problemele principale cu care se confruntă instituțiile de cercetare, condiționate de contradicțiile care există între prevederile codului cu privire la știință și inovare și prevederile altor acte legislative care au fost menționate de către președintele Academiei de Științe, academician Ion Tighineanu, și domnul membru corespondent Alexandru Stratan, președintele Consiliului Directorilor. Deci nu mă opresc aici în detalii, deoarece ele au fost discutate destul de detaliat. Membrii Academiei de Științe și-au depus eforturile și s-au încadrat plenar în procesul de examinare și avizare a proiectelor de cercetare și a actelor legislative la solicitarea ministerilor și agențiilor. Cu regret, instituțiile de cercetare au fost transferate în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, însă în toate documentele legislative a rămas să va aviza anumite documente Academiei de Științe. În cazul acesta avem repetarea solicitărilor din partea ministerilor din trei direcții. Deci, de exemplu, Institutul de Zoologie primește aceeași solicitare din partea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și din partea Academiei de Științe a Moldovei. Uneori suntem învinuiți că am copiat avizul unei organizații sau a Academiei sau a Ministerului, noi de fapt fiind cei care răspundem la aceste solicitări. Membrii Academiei de Științe au susținut întotdeauna activitatea științifică și vreau să menționez eforturile conjugate ale Academiei care au contribuit la majorarea vizibilității activității instituțiilor de cercetare și promovarea rezultatelor științifice în cadrul evenimentelor naționale și internaționale, precum Ziua Științei și Noaptea Cercetătorilor.
Mulțumim pentru filmulețele care au fost realizate, poate pentru un timp atât de rapid, însă s-au obținut de o calitate bună și au fost utilizate pentru promovarea activităților științifice în Republica Moldova. La capitolul propunere, aș vrea să menționez că este importantă implicarea Academiei de Științe în vederea obținerii posibilității pentru cercetătorii științifici a titlurilor științifice de conferențiar și profesor cercetător, care de ceva timp au fost excluse. Deci nu mai avem o asemenea posibilitate, în pofida contribuției substanțiale a conducătorilor de doctorat și a colectivelor de cercetători din instituțiile de cercetare la pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Aș dori să menționez încă un moment la care Academiei de Științe ar putea să-și aducă contribuția cu referire la alocarea cofinanțării pentru implementarea proiectelor internaționale care sunt în derulare, finanțate de Uniunea Europeană, care prevăd cofinanțarea obligatorie, însă este foarte complicat de obținut din partea Republicii Moldova. În cazul nealocării cofinanțării din surse locale, instituțiile de cercetare vor fi nevoite să restituie suma respectivă finanțătorilor, iar nerespectarea angajamentelor contractuale va bloca participarea instituțiilor de cercetare în proiecte internaționale ulterioare. Și în final vreau să mă refer și la majorarea cuantumului finanțării echipelor de cercetători din Republica Moldova în cadrul consorțiilor internaționale, care este mult mai redus în comparație cu cel al partenerilor din cadrul proiectelor. De exemplu, acum este lansat proiectul programul de apelul de proiecte Moldoturce, în care pentru 24 de luni de activitate în cercetare, echipele de cercetători vor fi remunerați doar cu, sau alocată doar suma de 800 de mii de lei. Consider că aceasta este o sumă foarte mică și este incomparabilă cu cea a partenerilor din consorții. În final, vreau să vă mulțumesc pentru atenție acordată, vă urez sănătate și succes în activitatea dumneavoastră de zi. Vă mulțumim mult, doamnă director, ați atins niște probleme foarte importante, în special cele care vizează cofinanțarea proiectelor internaționale. Acest moment a fost prezent și pe un slide, deci, din raportul pe starea științei, la fel și discrepanța între finanțarea cercetătorilor din Republica Moldova în raport cu partenerii din proiecte europene, spre exemplu. Acum sunt inițiate negocierile pentru aderarea Republicii Moldova la programul Horizon Europe și în acest moment Academia de Științe, personal, președintele Ion Tăghineanu, domnul academician Ion Tăghineanu, vrea să-l prezinte în atenția Comisiei Europene. Vă mulțumim foarte mult! Am încheiat dezbaterile și pe cel de-al doilea raport și îl rog pe domnul academician Cimpoi să ne prezinte proiectul hotărârii. Dragi colegi, îmi permiteți să vă prezint din partea Comisiei de Redactare a proiectelor, cel de-al doilea proiect, proiectul hotărârii Adunării Generale SME cu privire la audierea raportului anual despre activitatea Academiei de Științe a Moldovei în anul 2020. În conformitate cu prevederile codului cu privire la știință și inovare a Republicii Moldova și ale statutului Academiei de Științe a Moldovei, în cadrul sesiunii a 8-a Adunării Generale Academiei ASM, a fost audiat raportul de activitate
a Academiei Științe Moldovei în anul 2020, prezentat de doamna doctor habilitată Liliana Kondraticova, secretar științific general al HM. În anul 2020, un an dificil pentru societate din cauza declanșării pandemiei COVID-19, activitatea Academiei de Științe s-a axat pe necesitatea consolidării comunității academice, fapt reflectat în raportul audiat. Având în vedere cele menționate în raport, precum și dezbaterele pe marginea raportului, Adunarea Generală a Academiei Științe Moldovei hotărăște. 1. Se ia act de raportul de activitate Academiei Științe Moldovei în anul 2020, prezentat de doamna doctor habilitată Liliana Kondraticova, secretar științific general al HM. 2. Se consideră realizați indicatorii de bază a activității manageriale, financiare și științifico-inovaționale a prezidiului HM, secțiilor de știință al HM și secțiilor aparatului administrativ al prezidiului HM. 3. Raportul de activitate a Academiei de Științe a Moldovei anul 2020, elaborat de HM, va fi transmis Guvernului Republicii Moldova. Adunarea Generală HM, adunarea membrilor titulari și membrilor HM, prezidiul HM, secțiile de știință și secțiile aparatului prezidiului HM vor întreprinde, în anul 2021, mai multe acțiuni concentrate în vederea realizării planului de activitate pentru 2021, în conformitate cu calitatea de consultat strategic al Guvernului, atribuțiile și planurile de activitate ale secțiilor de științe și secțiile aparatului administrativ al prezidiului. Acestea se vor axa pe organizarea audierilor publice și elaborarea raportului asupra stării științei pentru acest an, vor promova integrarea în spațiul internațional de cercetare, vor stimula creația științifică, culturală și promovarea științei. Întrucât anul 2021 este un an jubiliar pentru Academia de Științe a Moldovei, care va marca 60 de ani de la formare, membrii HM, prezidiul HM, secțiile de știință și secțiile aparatului prezidiului HM vor elabora planul de acțiuni pentru buna organizare și desfășurare a evenimentelor pentru a aniversa această dată. Raportul privind activitatea Academiei de Științe a Moldovei în anul 2020 reflectă realizările atinse anul 2020 de Academiei de Științe și reliefează problemele din domeniul de cercetare inovare, care necesită soluționare pentru salvgardarea întregului sistem de cercetare și inovare de Republica Moldova în vederea creșterii competitivității și integrării în sistemul internațional de cercetare. Acesta este, dragi stimați colegi, proiectul. Profit de ocazie în câteva secunde să vă spun și eu părerea că au fost două referate consistente, a fost o discuție constructivă, cu adevărat, și dacă ținem cont și de ploaia de care vorbea colegul Ion Cadârcă, va fi un an rodnic. Vă mulțumesc, doamnă academician. Vă rog. Vă mulțumesc mult, domnule academician. Astfel, deci, a fost dată citire. A fost dat citire, mai exact, proiectul hotărârii adunării generale privind audierea raportului despre activitatea Academiei de Științe în anul 2020. Mă adresez membrilor adunării dacă sunt completări, redactări, propuneri. Nu sunt. Nu sunt, spune academicianul Boris Găină. Și atunci vă mulțumim, domnule academician, nu rămâne decât să punem la vot acest proiect de hotărâre. Dacă cineva este contra, rog să conecteze microfonul și să se pronunțe. Contra nu sunt. Dacă cineva s-a abținut, nu sunt. Aprobat în unanimitate. Vă mulțumim tuturor. Astfel,
Am finalizat audierea a două rapoarte, cel asupra stării științei de Republica Moldova și cel cu privire la activitatea Academiei de Științe a Moldovei în anul 2020, unanim votând două hotărâri ale adunării generale a Academiei de Științe, respectiv privind audierea și aprobarea raportului asupra stării științei și raportului asupra activității Academiei de Științe în anul 2020. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea activă, pentru opiniile pe care le-ați exprimat, aprecierile, criticile care au sunat și propunerile pertinente de care neapărat trebuie să ținem cont. Acum îi ofer cuvântul domnului academician Ion Tighineanu, președinte al Academiei de Științe. Onorată asistență, trecem la diverse și cu permisiunea dumneavoastră o să vă informez cu referire la ultimele acțiuni organizatorice privind Săptămâna Științei, care se va desfășura în perioada 7-12 iunie 2021. Deschiderea Săptămânii Științei va avea loc la 7 iunie la ora 14. La ora 15 va avea loc prima lecție publică în cadrul Săptămânii Științei, profesorul Ratan Lal din Statele Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2007 și al Premiului Mondial pentru Alimentație 2020. Genericul, sănătatea solului în era încălzirii globale, importanța pentru dezvoltarea durabilă a societății, inclusiv îmbunătățirea sănătății umane post-pandemice. Va urma o lecție publică, o prelegere prezentată de profesorul Boris Boincean, perspectivele dezvoltării durabile a agriculturii în contextul schimbărilor climatice. Marți 8 iunie, ora 9, deschiderea evenimentului de marți, la 9:15, lecție publică, profesorul Stefan Hen, Göttingen, Germania, Stefan Hen, laureat al Premiului Nobel în chimie. Genericul microscopie optică, revoluție, rezoluție. Vreau să menționez că profesorul Stefan Hen, original din România, și este membru de onoare al Academiei Române. Vor urma prelegeri. Academicianul Bogdan Simeonescu, vicepreședinte al Academiei Române, Basarabia și Academia Română, și academicianul Mihai Cimpoi, Mihai Eminescu și Lumea Noastră Postmodernă. Mai avem o prezentare din partea domnului doctor habilitat Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie, Realizări și Perspective. Și mai este o prelegere, dar se concretizează la moment cu Academia Română. După masă, în ziua de 8 iunie, vom avea un simpozion, simpozionul cu genericul, un simpozion în domeniul artelor, și actualmente se lucrează asupra programului de secția științe sociale, economice, umanistice și arte. Următoarea zi, miercuri 9 iunie, la ora 9:15, lecție publică, profesorul Randy Shankman, laureat al Premiului Nobel în Medicină 2013, California Berkeley, genericul cercetări privind secreție de proteine și colaborarea cu George Palladio. Vreau să menționez că profesorul Randy Shankman deja de un an tot își cumpără bilete să ajungă în Republica Moldova și străbunicii după mamă sunt înmormântați la Lipcani. Vor urma
prelegeri, prelegeri la, deci academicianul Teodor Furdui, sănătatea omului, problemă fatidică pentru omenire. Academicianul Stanislav Gropa, nouă strategie de cercetare a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Academicianul Constantin Ionescu, Târgoviște de România, insulină la anul ei centenar. Academicianul Gheorghe Țăbârnă, cu colegii profesori Ion Miriuță și Lorina Vudu, cancerul, maladia COVID-19 și diabetul zahărat în Republica Moldova. Academician Eva Gudumac, doctor Alina Danilă, malformațiile congenitale vasculare broncopulmonare la copii. După masă vor urma prelegeri, secția de științe ale vieții lucrează acum asupra concretizării programului după prânz. Urmează ziua de joi 10 iunie, la 9:15, lecție publică, profesor Hiroshi Amano, laureat al Premiului Nobel în fizică 2014, Japonia, profitul economic al edificării societății energiei regenerabile. Urmează prelegeri, profesor Klaus Meinzer, președinte al Academiei Europene de Științe și Arte, cu sediu la Salzburg, inteligența artificială, actualitate și perspective. În continuare, academicianul Iulian Rimalski, președinte al Academiei de Științe din Bulgaria, programul național al Bulgariei pentru dezvoltarea inteligenței artificiale până în anul 2030. În continuare, academicianul Aurel Gulea, materiale avansate în terapia cancerului. După prânz, vom avea un simpozion cu genericul tehnologii moderne, actualitate și perspective, secția științe exact și inginerești, acum precizează programul, agenda de după prânz. 11 iunie, vineri, la ora 10, ședința festivă a adunării generale a Academiei de Știință a Moldovei. Acum se pregătește un program special. La ora 12, lecție publică, profesorul Constantin Novoselov, laureat al Premiului Nobel în fizică anul 2010, materiale pentru viitor. Profesorul Novoselov, original din Rusia, a lucrat mulți ani în Cernăgolovca, a plecat în Occident, la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. În 2004 a publicat prima lucrare despre grafen și în 2010 a devenit laureat al Premiului Nobel. La 12 iunie se pregătește un concert festiv. Cu detalii o să venim, probabil, peste o săptămână. Domnul Acămgean Găină spune în ajun. Poate și în ajun, dar eu cred și mai înainte. Stimați colegi, acestea sunt detalii cu referire la evenimentele ce țin de săptămâna științei. Vom avea multe lecții publice, prelegeri. Aceste lecții publice vor fi pentru toată societatea. Acum am inițiat o organizare a unui școli de vară în care profesori din țările Uniunii Europene și din Moldova vor veni cu prelegeri, dar în programul școlii de vară intră și și lecțiile publice care vor fi prezentate de laureații Premiului Nobel. Acestea fiind spuse, aduc și eu mulțumiri tuturor pentru participare la adunarea generală a Academiei de Științe de astăzi și desigur că vă invităm să participați activ la
Săptămâna Științei și cei care nu au reușit să vină cu propuneri pentru simpozioanele din zilele de marți, 8 iunie, miercuri, 9 iunie, joi, 10 iunie, de după masă, aveți probabil încă o posibilitate. Săptămâna viitoare noi deja vom publica agendele pe site-ul Academiei. Eu am în vedere agendele finalizate ale evenimentelor. Doamna vicepreședinte, atunci le spunem la toată lumea mulțumim, le dorim multă, multă sănătate, aveți grijă de sănătate și ca totdeauna Oda Academiei de academicianul Eugen Dogă.